Deci, dacă suntem în număr corespunzător, atunci începem ședința de astăzi. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abține? Eu abțin că n-am fost, nu știu. Domnul. Cu ordinea de zi, dacă sunteți de acord, să vă citesc. Dar nu trebuie să citesc. Foarte mai citit. Toată lumea a citit, că se întâlnează foarte mult. Bine. Avem 17 puncte. Deci atunci să începem primul. Deci dacă e de acord toată lumea. Dacă sunteți de acord, cu toată lumea, contra, nu e nimeni. Bine, atunci începem cu primul punct de la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care vor fi prestate lunar de către una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget. Dora nu este. Deci e vorba de ceea ce ar trebui să facă beneficiarii de ajutor social, conform anexei din proiectul de hotărâre, curățirea albiilor râurilor, lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale, curățarea curților, școlilor și grădinițelor, curățarea spațiilor verzi șansuri, adunat și cosit iarba din șansuri, curățarea zăpezii în curtea primăriei școli, acces ulițe, curățarea la intrare în comună, desfundare manuală a podețelor și a șansurilor, curățirea străzilor și a locurilor publice, menținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi, curățenia la căminul cultural comunal, săpătură manuală în spații limită sub un metru pătrat, degajarea terenului de frunze și greni și alte lucrări de interes local. Dacă aveți și alte propuneri, se pot... Dar aici de ce e specificată de către una dintre persoane? Pentru că o singură persoană poate să participe din familie... Din familie, dar nu specificată, eu să zic că una dintre persoane... Una dintre pentru că cei care au peste 18 ani, ei pot să ofereze care să vină. Beneficiază de ajutor social, dar nu... Dintr-o familie, indiferent câte persoane sunt, care au peste 10 ani, poate să vină să presteze. Ziceați că dacă mai putem interveni cu vreo, întreb, n-ar putea să ridice și gunoiul din zonele care nu sunt accesibile pentru o mașină? N-am zis că nu se poate. Ideea e că ar trebui găsit o soluție sub ce formă. Cu ce? Și cu ce? Pentru că nu poți să ridici sub ori și cum. Deci trebuie... Cu căruța. Trebuie să te gândești că când ai... Deci ar fi o idee ca să ne ducem cu un tomberon mare și cu mașină, sau două tomberoane alea mari și cu mașină și să le torni în ele, pentru că nu poți să le tot manevrezi. Domnul viceprimarul, primăria are mașină. Și în ziua respectivă, în locurile unde nu sunt accesibile și nu poate să meargă, să ridice mașina primăriei, să se ducă, bineînțeles, organizat și să fie oameni care le strânge și le bagă mașină. Aici avem o problemă, că în zonele greu accesibile, nici mașina noastră nu poate intra. Care mașină poți? Trebuie să vedem dacă e o altă mașină sau să găsim și mare cu căruța. Și o variantă de un utilaj sau un tractor. Ar fi tractor cu remorcă. Și atunci, dacă beneficiarii de ajutor social ar fi, ar ajuta. De la început să facem și treaba asta, chiar era... Aveam ca să treceți acolo una din lucrări care ar putea să le facă. Că avem Altămașul, avem Forcășul, avem locuri unde mașina nu se duce să... Problema asta s-ar putea rezolva, de exemplu, ziua de vineri a fiecare săptămână, că se crede dacă lunea vine mașina. În lunea nu mai e timp să... sau nu știu. Deci se poate stabili o altă zi promodă, da. Și să încercăm să duce și să... Domnul Oteanu Petrică, dacă nu are ceva de... organizarea ajutorului cu care beneficiază de ajutorul social.
Eu vin cu inițiativă, mă scuzați de expresie, ar trebui luat pe sectoare, părerea mea personală, că așa fiecare zi sau la sfârșit de lună vine o grămadă, n-au ce să facă, fiecare stă la pândă, nu lucrează, n-are niciun rost, adică lucrează ceva, strânge niște gunoaie, dar mare parte nu face lucruri mari. Și dacă s-ar face niște sectoare, de exemplu pe Ardămaș, să fie 4 sau 5 inși puși acolo, cu numele respectiv. Doamne, dumneavoastră aveți treabă pe Ardămaș. Dacă eu în cursul săptămânii m-am dus și am găsit mizeria, se taie ajutorul social. Exact așa și pe Bolovâniș, și pe Buhov, și pe Ghimeș, și la terenul de fotbal, și la Târlăuș, și la școli, exact. Și să aibă fiecare sector, sectorul lui. Și atunci nu trebuie strâns aici. Vin aici o grămadă, sunt 100 de inși, toate ziua stau, pleacă, vin, nu știu ce. De anul, deci anul ăsta pe care a fost în curs, vreau să zic că avem 40 de dosare care s-au tăiat. Da, probabil de asta nici nu mai vedeți persoanele care erau aici. Vreau să vă spun că dintre persoanele astea, erau și persoanele care erau mai capabile de muncă. Acum, de exemplu, cu ce am rămas cu persoanele mai slăbuțe din punctul ăsta de vedere, dar ne vom organiza și cu ăștia să vedem, pentru că sunt persoane mai sărace, persoane cu mai nevoiașe. Că de exemplu, ne vom organiza ca de fiecare dată este probleme cu cimitire. Și la ortodox și la catolic. N-are cine să curețe. Facem niște sectoare, aveți 5-5. În fiecare lună face ăla, n-avem treabă. Dacă a făcut treaba bine, n-avem nicio problemă cu ea. Adică rămâne și beneficiază în continuare de ajutorul social. S-a discutat și cu preoții când au fost atunci lucrările respective. Deci nu i-am putut lăsa pe ei să meargă singur. Când au făcut lucrările respective, au fost și ei. Păi exact, există o persoană din cadrul primăriei cine îi pontează, cine îi supraveghează, cine îi... Supravegherea sunt eu și cu fetele de la asistență personală. N-ar trebui o persoană care să se ocupe de... Personal și acum suntem. Deci i s-a mai dat. Avem persoane care... Să meargă pe baza unui program, program care se face și la sfârșitul lunii, la ședința următoare, eu cred că trebuie analizat. La fiecare ședință să fie analizat. Și suntem destul de mulți consilieri, fiecare în sectorul lui să zică că am nevoie de atâția oameni. Și când e ziua respectivă sau două, nu există să nu aibă timp un consilier local o oră să stea lângă el să vadă dacă a făcut lucrarea, a prestat sau nu a prestat lucrarea. Eu personal în Ghimeș accept. La școală, la terenul de fotbal, jos la cimitir, dacă sunt atâția oameni, eu personal accept treaba asta. Știți că ați mai solicitat și dumneavoastră. Da, am solicitat și au și lucrat. Am pus... Și a lucrat și a curățat terenul de fotbal în spate. Să știți acolo că ne-a ajutat foarte mult, pentru că ideea e când ai o persoană responsabilă lângă ei, altfel merg lucrurile. Corect. Sau eventual unul dintre ei să fie o persoană responsabilă. Nu poți. Cerem prea mult și nu se poate. Ei trebuie învățați la un moment dat nici acasă, nu știu să-și fac curățenie. Nici curățenie, vorbim numai la curățenie. Și poate de altă parte nu poți să zice. Cam atâta, nu? Și eu. Deci am trecut să fie un articol în proiectul de hotărâre prin care lunar să fie adus la cunoștință Consiliul Local cantitatea și lucrările prestate de către aceste persoane. Și locul. Da, dar avem documente, să știți că noi nu facem... Da, să fie adus la cunoștință și Consiliul Local. Foarte bine. Deci, dacă sunteți de acord cu punctul numărul 1, cine este de acord, cine este împotrivă, cine se abține? Deci putem trece la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, inițiator primarul comunei. Să vedem materialul. În fiecare lună, cei care au prezență la grădiniță primesc tichete în valoare de 50 de lei. Dar în fiecare an trebuie să făcut proiect de hotărâre ca să pentru anul următor.
Dar, bineînțeles, tichetele se primesc în cazul în care copiii și vin la grădiniță. În cazul în care nu vin, li se taie. Și în luna următoare li se pune dacă au prezență. Citesc hotărârea. Nu are nici noroc să citească. Deci, supun la vot punctul numărul 2. Dacă sunteți de acord cu punctul numărul 2, împotrivă, se abține cineva. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și planului actual de acțiune în perioada 2019-2020 și inițiator primarul Comunei Dimeșpete. Asta presupune tot ce ar trebui să se facă la nivel de comună vis-a-vis de servicii sociale. Este un plan care este obligatoriu pe toată țara, în care să se țină cont de, ar trebui programe făcute, să se țină cont de faptul că, în principiu, în comună, din ce în ce sunt mai mulți bolnavi, din ce în ce apar mai multe violențe în familie, persoanele respective, n-ai ce să faci cu ele decât să le urci în mașină, să le duci la Bacău, mai ai și persoane încăpățânate care refuză și eventual te și acuză că îi sechestrezi și duci la cea voinții lor, chiar dacă au sunat la 112. Și e vorba de o strategie făcută, cum v-am spus, este pe toată țara, model tip. Acum noi putem să mergem pe lângă, să ar trebui serviciul de asistență socială să fie și acreditată. Singura comună de pe Vale care are acreditare pe asistență socială este Brusturoasa. Am înțeles că au și un centru social unde dau o masă pe zi. Noi măcar dacă am putea să facem un loc unde să avem unde să-i ducem pe cei care sunt în situații de criză, gen violență în familie, copii părăsiți, copii bătuți, că sunt cazuri și din astea, dar copiii nu îndrăznesc să spună nimic pentru că acasă primesc, au parte de repercusiunile respective. Dacă și din păcate se înmulțesc cazurile. Dacă permiteți, avem o solicitare care s-ar putea încadra tot aici la punctul ăsta, de la Crucea Roșie, care ne solicită că am putea să facem un contract și cu ei și ne-ar putea sprijini, ei fiind profesioniști în toate lucrurile astea. Numai că deci ar trebui semnat un contract cu ei. Dacă trebuie și întâi o hotărâre din Consiliul Local prin care să ne afiliem la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Și asta ar însemna să aderăm la societate ca membru susținător și în același timp să cotizăm și cu nu știu cât, că n-au specificat cât. Nu e specificat cotizația anuală? Nu. Crucea Roșie Bacău nu este finanțată de la bugetul de stat, dar este să bucură de protecția și de sprijinul statului. Văd că este pentru comune între 3.000 și 5.000 de locuitori, suma necesară ar fi între 2.000 și 2.500 de lei pe an. Și în ce prestează? Cu ce poate să-l ajute? Deci la solicitări, în caz de incendii, inundații, probleme din astea cu bătrânii, prin zonă, informare. Deci ei sunt profesioniști și poate în colaborare cu tine ca și primărie, ei deja având experiența. Dacă este cineva bolnav și nu ajunge banii pentru un tratament în afară, se strângă fonduri. Se poate deci, beneficia de treaba asta? Păi se poate, pentru că ei umblă și în coletare de fonduri, știi? Adică fonduri, sponsorizări, ajutoare. Mi se pare ceva normal și ar trebui susținut treaba asta. La ședința viitoare să veniți cu un proiect de hotărâre. Deci să aducem, să punem, asta e, vreau să vi-l aduc la cunoștință ca să-l punem în ședința viitoare. Părerea mea este că da. Bine. Da. Deci putem să continuăm, dacă e, putem să continuăm. Bun, deci în prealabil. Și nici valoarea nu este mare. 2.500 de lei nu este o valoare. E standard pe țară. Ale e un standard care le cuprinde pe toate astea, dar v-am spus, noi suntem,
ca și primărie, deocamdată suntem ca personal, puțin, încă eu de lucru aici. Deci ar însemna ca să suplimentăm la asistența socială. Am spus, au început să devină și, din păcate, din ce în ce mai multe cazuri și pe raza comunei noastre de probleme. Dacă sunteți de acord, supun la vot proiectul numărul 3, punctul numărul 3. Proiectul e foarte stufos și nu cred că nu. Trecem la, dacă sunteți de acord, da? Cine este împotrivă? Nu este nimeni. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator primarul comunei din Șlăget. Problema este că acest proiect nu s-a putut întocmi, nu este. Pentru că, datorită faptului, Romprestul a intrat în executare silită implicit și noi primăriile pentru neplata la timp a taxei de salubritate. Abia joi, pe 7, a fost o ultimă ședință în care s-a stabilit că se va majora taxa de salubritate de la 49 de lei anul ăsta la 82 de lei pentru 2019. Și atunci am retras-o de pe ordinea de zi. Rămâne în cadrul impozitelor și taxelor deocamdată ca și nivel de anul ăsta, 49 de lei. Urmând să vedem în luna, la ședința următoare, ce documente mai primim de la dumneavoastră. Pentru că au o problemă. Trebuie să diminuăm și numărul de persoane care sunt beneficiari de taxă de ridicarea deșeurilor, pentru că sunt foarte mulți plecați în sănătate. Destui de mulți copii care sunt plecați la studii în alte localități, pentru care noi de la impozite luăm adeverințe, luăm copii după documente doveditoare că sunt plecați în străinătate și atunci automat și numărul de persoane care sunt beneficiare scad. La momentul ăsta sunt în principiu în jur de 4300 de persoane declarate la ADIS, ceea ce este foarte mult comparativ cu ceea ce există de fapt în teritoriu. Și trebuie scăzute locurile, satele respective, de unde nu se colectează. Problema e alta, că ei deocamdată apelează la informațiile care le au pe site, adică și pe site, și locuitorii comune, chiar dacă, pentru că aici a apărut problema, sunt multe comune unde a declarat jumătate. Ei la un moment dat au luat toate persoanele, adică de-aia i-a dat în judecată și pus sub... Au luat numărul de persoane și, la un moment dat, s-au împărțit plata la toți. Da, eu am înțeles, dar doamnă secretară, sau domnul viceprimar, sau nu știu la cine să adresez întrebarea asta, dar Romprestul ăsta este o firmă privată, nu? Da. Da. Acum, dacă vine, la anul vine cu 82 sau 90 de lei și în 2020 sau în 2025 vine cu 200 de lei, pe persoane. Noi suntem obligați să acceptăm treaba asta? Aici e problema că ni s-o... Că fiți atent aici, este o piață liberă. Undeva ceva îmi scapă. Adică nu pot să înțeleg că numai cu o singură firmă poți să faci tu contract și dacă nu faci, atunci ce o să fie? Din păcate nu mai avem firme care să... Din păcate e monopol pentru că nu li se dă orice, nu li se dă autorizație. Licență. Dar din ce cauză nu se dă? Aici. Din cauza politicului, nu? Da, eu... Bine, noi nu suntem foarte mici pe terenul de joc, dar mi se pare absurd, nenormal, adică ei vin cu o propunere și noi trebuie să acceptăm. Și băgăm pe gâtul oamenilor că... Uite că până acum a fost 48 de lei, dar de la anul așa ne cere 90 de lei. Ce fac? Sau 82 de lei. Ce facem cu oamenii? Un lucru vă mai spun. Să știți că, după cât mi-a dat seama, se va da, deci toate sarcinile se vor da pe spatele primăriilor. Da. Așa? Va trebui să luăm un foarte serios problema cu gunoi. Mi se pare așa de simplă și o banalitate. Dar să știți că va deveni o problemă pentru că dacă nu vor fi colectate sumele astea lunar, trimestrial măcar, sau într-un an de zile omul nu o să poată face față să-l plătească. Ideea e că nici primăria nu o să fie lăsată să plătească locul lor.
Eu v-am înțeles, dar domnul viceprimar, vă spun ce sunt probleme aici, probleme... Comuna Timișoara. Dar până la comune sau până la Bacău sunt o grămadă de comune. Aceleași probleme. Dar fiți atent aici, atunci toate primăriile pentru o firmă privată apleacă capul și face ce zice firma respectivă. Nu e vorba de firmă privată, e vorba despre o licitație care s-a ținut la nivel de județ, regiune, regiunea Moldova. S-a câștigat. Ai semnat un contract. Bine, fost... dar acolo niște clauze trebuia să fie introduse, domnilor. V-am spus, aici deja suntem, vă dați seama că noi am fost la mâna Consiliului Județean. Deci ei ne-au... Nu avem, deci deocamdată, altă posibilitate. Gândiți-vă că a fost Comăneștiu care s-a luptat să rămână și nu i s-a dat autorizația. Au fost Moineștiu, au fost Cogorn, au fost Dărmăneștiu. Deci, problema e cu gunoiul că e vorba de autorizația de salubritate sau ce care să cere lor. Dar eu am înțeles treaba asta, dar treaba, de exemplu... Treaba e alta. De... Eu dacă rămân cu gunoiul, pe de altă parte... Nu voie treaba asta, trebuie dus 100%, deci, trebuie strâns. Eu n-am voie să fac în comună, deci nu-mi dă legea voie Ministerul Mediului să fac o groapă de gunoi, sau nici temporară măcar. Aveți foarte mare dreptate, dar de exemplu, județul Arghita, de ce sunt 3 firme de colectare a gunoiului? Păi, nu dau seama că... Nu dau seama. Că acolo, nu mai există monopolul, adică a putut să câștige 3 firme sau 2 firme, lucrează, face concurență și... Fiecare primărie face contract cu care duce mai ieftin. Eu aș avea o, nu știu, o rugăminte, aici o chestie, v-a spus, e o treabă sensibilă și eu zic că pe tema asta ar trebui să discutăm, să întâlnim cu cine, să vedem, cu Consiliul Județean, cu Adisul, care mai sunt, încă deocamdată suntem și așa sub ei, și să vedem, să discutăm soluția ca să putem să le spunem la oameni treaba clar și să vedem ce soluție este. Că v-am spus cu cât trece timpul, păi da, că era discuții că, de exemplu, să plătească jumate primăria din 80 de lei sau din 40 sau 100 de lei, jumătate. Dar când nu vine, permită legea, adică nu vine curtea legea să votăm înapoi, trebuie să plătești înapoi. Deci o să ne... Noi putem vota în prezență, dacă o să vină cu primăria... Atunci plătim înapoi. Nu, nu plătește primăria. Deci aici e problema. Atunci... Deci va trebui să ne avem întâlniri, eu zic să o stabilim cu toți consilierii și să discutăm pe tema asta. Pentru că e o temă sensibilă. Alte comune ce au? Și deocamdată așteaptă. Stau sub ăsta, sub hârtia aia care... Deocamdată rămânem la 42 de lei și cred că trebuie să... 49. Cum a fost în 2018 și... Părerea mea să votăm cu 49 de lei, cum a fost să vedem sub ce formă 2018. O să fie cu exemplu. 2019 să vedem ce trebuie să așteptăm, să vedem ei și de acolo. A fost să deja. Nu a fost, nu trebuie să așteptăm, trebuie să mergem noi. Nu mai vine nimic. Asta e vama. Dar ceva nu e regulă, dar ei primesc bani și tot noi, trebuie să mergem să ne genunchem, nu știu cum, care treaba aici. Păi treaba e dată prin lege. Prin contract semnat. Asta nu poate să fie o lege. Există un contract semnat, dar acolo trebuie să existe și niște clauze. Clauzele? Nu există ca contractul să fie numai de o parte. Domnul Ortean, sunt clauzele că în fiecare an se majorează conform... Sunt. Și eu... Da, conform inflației. Dar inflația nu înseamnă 50%. Cât era inflația? 100%, nu 50%, 100%. 100%. Păi 100% aici. 90%. Inflația cât era? Cât era? 1,3. Păi atunci se majorează cu 1,3, 1,5, 2% să zice. Dar 90%... Aici e calculat la nivelul, la toate comunele, sau cu, adică cei care nu au putut face sau nu au făcut plăți, li s-au calculat la toți. Păi cum? Adică plătim și noi penalizăm pentru asta, toți. Pentru că asta e o problemă. Aici e o problemă. Dar atunci, atunci care a plătit, trebuie să deschidă gura, adică cu primarul și cu viceprimarul, cine este executivul, să meargă la bun sfârșit, la cap. Noi ce probleme avem? Noi personal avem probleme. Nu am avut. Noi am avut și așa probleme. Două luni restante. Nu am avut atunci, știți, cu perioada aia care am de la noi și mi s-o permis ca să decolăm. Dar problema e că ne-au venit, au fost primării care au fost la zero și tot li s-a... Tot li s-a tot zero. Păi în acord global. De 2 ani zile, când a început să adune, n-au venit ei și ne-au dat că ce ar fi și cum ar fi și ce ar fi, nu?
Acum, de ce unde vin să vorbim despre care treabă? Nu, că am spus, problema e pe tot județul Bacău, nu numai la noi. Deci, treaba e că deja s-au făcut solicitări, sper să se mai întâlnească într-o ședință, pentru că eu am participat la două ședințe, vreau să vă spun că toată lumea a stat, a ascultat și la un moment dat, când s-a zis că se pune întrebări, s-a ridicat toți de la și a plecat. Am ascultat, rămâne ca anul ăsta pentru la anul și apoi mai vedem pe care a fost. Vedem ce documente mai trimit. Deci, aprobăm în evoluție. Deci nu putem să aprobăm asta să aprobăm. Pentru ședința viitoare. Dar nici comisia nu adaptabiliză. Nu, dar pentru că nu am nici documentele. Deci n-am avut pe ce să fac proiectul hotărâre. Asta să amână. Bine, trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție înființare rețea distribuției gaze naturale în comuna Gimeș-Făget, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei Gimeș-Făget. Aici sunt și toate comunele de la comuna până la Gimeș. S-au gândit să intrăm într-un proiect pentru aducerea rețelei de gaze. Inclusiv și lunga de jos, nu? Și lunga de jos și lunga de sus e și ultimul proiect. Și lunga de jos și da. Solicită și ei, deci da. Vor și da. Suntem în curs de a strânge semnături. Am strâns deja în jur de vreo 60 ceva de semnături. Trebuie dar să va fi numai pe rețeaua principală. Pe momentan, doar pe lângă DN-ul. Și pe urmă, nu. Eu aș zice că, indiferent, cum e totuși, e o idee care dacă se poate pune. Da, e bun. Supune la vot. Deci, supun la vot punctul numărul 5. Dacă sunteți de acord, împotrivă, se abține cineva? Nu. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de destinația și modul de valorificare a masei lemnoase care poate fi recoltată în anul 2019, precum și prețul de referință la fără TVA a masei lemnoase pe picior și fasonate. Inițiator primarul comunei Gimeș-Făget. Aici, dacă vreți, ca să vorbim la rând, ca să înțelegem, probabil o să fie mai mulți care vrea să ia cuvântul. Toate cele trei hotărâri ale de la OCOL au fost, am înțeles, discutate în acea ședință care ați avut o consiliere cu conducerea OCOL. Conducerea OCOL. Pot? Aici cu proiectul ăsta vreau să întreb, comisia numărul 1 a dat, și era vorba că acum era o discuție cu conducerea acolului, nu era nici Corcin, nu era nici domnul Antal aici și s-a discutat în ședința aia, nu ședință, o întrunire despre prețul lemnului la persoane fizice, am avut o rugăminte să scoboară cu 25%. Așa, a fost o rămas 150 de lei pentru persoane fizice. Fără 200 voi la licitație, bineînțeles, da. Pornește de la 200. Și încă cu rugăminte am discutat cu șeful de OCOL ca să se facă până în martie, până la aprobarea bugetului de venituri, să facă o partidă separată pentru aprovizionarea școlilor din comună. Adică partida respectivă să fie separat și pentru școli. Și inițiativa aia de 50% pentru cine construiește are este o dată în viață conform legii, are dreptul la 50 de metri cub lemn pentru construcții.
Lemn de lucru pentru construcție. Lemn de lucru pentru construcție. Pentru persoanele, dar de persoane care au domiciliu pe raza, comunicii și construcția se face autorizată tot pe raza. Dacă ăsta era discutat în ședința respectivă, adică întâlnirea respectivă, și dacă s-a ținut de promisiune. E o idee foarte bună și ați spus că o să vorbim de ordinea. Mulțumesc frumos! Nu știu, aici cu Ocolul mai avem, nu? Da. Bine, atunci am lăs. Deci, am niște întrebări. Domnul președinte, la punctul 6. Supun la... Eu mai am o întrebare. Da? Dacă au fost înaintate rapoartele de control din partea Ocolului? Nu au fost. Au fost promise. Șeful de Ocol, la ședința de comisie, a promis și șeful de Ocol și domnul inginer de la Fond Forestier că astăzi o să depună actele. Din păcate se propune și nu se face. Se promite. Se promite și nu se face. Trebuie, până la ședința viitoare, iar vă rugăm să... A fost cerut de doamna secretară? Da. Și nu a răspuns la... Dacă mai este cineva care vrea să ia cuvântul, trecem la... dacă sunteți de acord cu punctul numărul 6. Da. Împotrivă? Se abține cineva? Împotrivă? Da. Nu, se abține. Și eu. Două persoane. Trei. Trei persoane se abține. Deci trecem la punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale și amenzilor prevăzute de legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal și altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 și hotărârea guvernamentală numărul 44 din 2004 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a acestea, inițiator primarul comunei. Modificările vis-a-vis de impozitele și taxele pe anul 2019 sunt conform fiscal, în fiecare an Consiliul Local trebuie să majoreze cu indicele de inflație, care eu v-am spus că este 1,3%. Majorările sunt nesemnificative, am făcut un calcul joi când a venit comisia, s-a întrunit. Deci e o creștere cu 1-2 lei la impozite, în funcție de valoarea care se aplică, în funcție de suprafețe și așa mai departe. Singura deosebire este, pentru cei care au gatere, autorizația de funcționare de la 100 de lei se crească la 200 de lei. Comparativ cu cei care au magazin, anul trecut nu era diferențiat. Toată lumea plătea la fel, dar nu era logic. Nu e nevoie să spun că în alte comuni fac și eu, cum vine toată lumea. În Harghita e altfel. Ei, nu m-am luat de Harghita, m-am luat oricum în Bacău. Alte comuni, cei care au gater, plătesc 1900 de lei pe an taxa de autorizare pentru gater. 200 de lei cred că nu este o sumă imensă. Asta este, astea sunt modificările aduse. Și inclusiv taxa de salubritate cuprinsă în proiectul de hotărâre la nivel de anul ăsta 49 de lei pentru anul următor și apoi vom vedea ce modificări se vor aduce la salubritate. Dacă sunteți de acord cu punctul numărul 7, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind scutirea de impozite și taxe locale pe anul 2019 a familiei Biliboc, Tiberiu și Rozalia, inițiator primarul comunei. Aici o să ne spună doamna secretară despre ce. În fiecare an, dumnealui vine cu cerere, știți bine, e problema cu, adică se au copii cu handicap. Unul, că unul a murit. Unul a murit. Da. Așa. Și... Deci anual trebuie să... Ei oricum sunt scutiți de impozite și taxe, mai lege. Puțin, da, chiar prin lege, prin mai lege. Puțin de taxa de salubritate, taxa de salubritate era scutit doar copilul. Aici, în cererea respectivă, se solicită și taxa de salubritate pentru părinți, tată, mamă. Dacă sunteți de acord cu punctul numărul 9, da, este toată lumea. Se abține cineva? 8, punctul numărul 8 a fost, da.
Trecem la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii de uz și servitude către Delgaz Grid S.A. asupra feței de 1 m² în satul Bolovăniș, domeniul public al comunei Gimeș-Făget, inițiator primarul comunei. Aici știți despre, deja știți despre ce este vorba. Hotărârea din februarie care ați luat-o era trecut doar de uz. Să nu mai prelungim, că nu are niciun rost pentru 1 m² să... Nu, hotărârea din februarie era doar de uz. Lor le trebuie și servitude. Da. Și am făcut completarea specificând la articolul 3 că se aprobă în acea hotărâre din februarie. Are cineva ceva de comentat? Nu, supun la vot. Dacă este pentru, dacă sunteți pentru, se abține? Nu se abține. Trecem la punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de cadouri copiilor Liceului Tehnologic Gimeș-Făget și Școlii Gimnaziale Doni Gargai din Comuna Gimeș-Făget, Județul Bacău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Inițiator, primarul comunei. Deci tuturor copiilor. Tuturor copiilor, pachetul tuturor este de 15 lei. Toți copiii de la grădiniță până la clasa 12. La liceu tehnologic se încadrează... Inclusiv liceul. Da. Inclusiv liceul. Deci liceul tehnologic este secția română, da. Doni Garga e secția maghiară. Atât. Da. Dacă sunteți de acord, împotrivă, se abține cineva, nu. Trecem la punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții. Inițiată primarul comunei. Aici să vedem. O cheltuială la contabilă? Să vă zic în două vorbi? Da. Vă treceți la numărul 12. Vă așteptăm. Da. Din 103. Poate și la 12. Puteți să treceți la 12 pentru... Nu, că... Știți aici, mai aproape. Bun, suntem la proiectul numărul 11, rectificare. Da. Da. E vorba de sume din TVA. Da, pentru asistenții personali și pentru copiii cu CES, cerințe educaționale speciale. La asistenții personali mi-a dat 103.000 și pentru copii mi-a dat 8.000. Și am făcut rectificare între aliniate și articoli pentru a putea achita facturile pe care să le mai avem și plată. De exemplu, și am la investiții. Am luat de la centru, de la cooperativă, că aveam sumă prinsă acolo, 150.000. Și pe aia i-am dus la cetatea la Cărții și am reîntregit creditele, că am luat la când am avut cu salariile. Așa, și am reîntregit, aveam la cetatea la Cărții, mai aveam lista de investiții 20.000 și am dus, acum avem pe total 185.000. pentru proiect. Și la alte cheltuieli, tot la cetatea Racoții, acum am 10.000. Am luat de la... și am mai dus la amenajare piață 70.000. Ca să putem achiziționa cine mai... tarabii, cine trebuie, ca să putem da drumul în primăvară să funcționeze. Așa. Și am mai reîntregit creditele la 74 la mediu pentru a achita și acolo salubritatea și am mai prins o sumă care avem noi de plătit pentru a putea da în folosință terenul forestier de la Slatina. Dar deocamdată stăm așa în discuții, nu fac plată la ea, să vedem ce mai avem. Cum putem rezolva problema. Am
Da. Dacă aveți ceva de comentat la punctul numărul 11, doamna Antal, doamna. Da, referitor la suma care trebuie plătită pentru redarea terenului, da, există vreun contract încheiat între proprietar și societatea care a exploatat? Da, cred că da. Și ce cantitate de piatră trebuia exploatată și dacă s-au realizat venituri din valorificarea petrei? La venituri din acasă, știu că s-au exploatat piatră care s-au dus și s-au făcut drumul de la către mănăstiri. Deci la terminarea... Da. Terminațiile, deci între proiectul ăsta care a fost... Slatina. În continuarea drumului spre Tărcuța a fost dusă din piatra asta și spre spre Tărăuș până în drumul ăsta a fost exploatată din piatra. Deci piatra care a fost exploatată acolo s-a și acel drum a fost făcut în regie proprie sau în baza unei licitații a unui contract? Drumul ăla a fost făcut, deci drumul ăla a fost reparat, adică întreținerea care a fost, pentru că el era... Deci până acolo și de acolo la vale era greu accesibil, ca să aibă o accesibilitate mai bună. Deci au avut lucrări de întreținere cu oameni. Dacă mai e cineva? Ce lucrări de amenajare se fac pe piață? Că e vorba de 15.000 de euro. Aș vrea să știm ce lucrări se fac pentru amenajarea pieței. Pentru 15.000 de euro e vorba de 70.000 de lei, am înțeles bine? Da, pentru 15.000 de euro ce lucră? Se asfaltează, se pune beton, se construiește ceva? Că e vorba de 15.000 de euro. Da, vreau să achiziționăm tarabele, care sunt scumpi și alea. Deci adică am câte tarabe și cât e o tarabă? Că dacă nu se poate face din materiale noi sau din ce se face că e așa de scumpă tarabă? Și câte tarabe se aduc la piață? Păi am zis să luăm vreo 25 de tarabe. La început, dacă o să mai trebuiască... Și cât e o tarabă, lungimea, lățimea, că 25 de tarabe cam despre, că nu e un loc atât de mare acolo. A fost destul de mare, cum să nu? Deci la Palanca nu sunt 20, care e o piață foarte mare. Cum să nu are 20? Are peste. Are peste cu mult. Cât e o tarabă și de unde se ia? De pe seara le achiziționăm. Un metru pe 2 metri, ceva de genul ăsta. Din metal e? Nu, e ceva din fibră. E din fibră, dar asta ar avea neacoperite, care pe urmă, ulterior, trebuie să ne gândim cât la... Cât e o tarabă? Păi pleacă de la 4.000 până la 12.500. Bine, că nu o să o luăm pe aia de 12.500, normal că o să rămână mai ieftină. 1.000 de euro o tarabă? Trebuie văzut că sunt ieftine sau dacă nu, trebuie propus, făcut pe localitate. Avem materiale în dos, avem firme, avem templari, care face pentru 2.000 de lei, 2.000 de lei o tarabă, că nu e obsită, aranjată, ca să nu aruncăm noi. Niciodată 15.000 de euro, care prima dată ar trebui să vedem dacă funcționează piața, dacă nu funcționează piața. Încă n-am hotărât nici zilele în care o să funcționeze piața. Băgăm acolo 15.000 de euro și o să stea acolo liniștit și bine, fără să ne aducă un ban comunei. Asta e părerea mea, nu știu ce părere au consilierii, dar prima dată ar trebui să stabilim, să vedem ce facem acolo, pentru ce facem. Numai să luăm tarabe să fie acolo și... Deocamdată, deci eu am prins, deci nu ca și... Deci nu e neapărat nevoie să o și cheltui. Deci am prins sumă ca să am, de exemplu, dacă nu pot achiziționa acum... Da, sunt măsurători înainte că ce vrem să facem. Păi da. Prindem o sumă. Ba da, deci noi ne-am făcut un plan, deci ca să facem... Vreau să vă spun că sunt făcute și schițe, e trecută zona aia ca zonă comercială, pentru că nu puteai să treci dacă nu era prinsă un pug, ca și zonă comercială. Și sperăm și e prinsă în pug. Da, e prinsă în pug, dar de pe anul viitor să vedem când reușesc să ne termine pugul. Că nu e terminat. Da. Dar să putem lua și autorizații de funcționari. Da.
da. Dar suma aia de 1 miliard, deci 105.000, să rămână acolo unde a fost inițial. Referitor la ce dar? La redarea terenului forestier. Da, păi da, deci... La redarea terenului forestier, vreau să vă spun că suma, deci e vorba de redevența care n-a fost plătită, suma aia de 1 miliard, aia ar intra jumătate direct în contul primăriei. După ce plătim. După ce s-ar plăti, că încă nu s-a decis, în care 500 de milioane e la stat. Vreau să vă spun că diferența de care ar fi pierderea e de la 300 și ceva de milioane la, până la 500. Deci ar fi 100 și ceva de milioane, 200 de milioane pierderea care ar fi. Ca să putem plăti. Acum, la solicitarea care am avut la garda forestieră, nu? Da. Au fost făcute niște calcule, pentru că mi l-au solicitat că dacă nu, ne dă iară din nou o amendă. Da, deja mi-a dat două. Deja mi-a dat. Și urma să fie a treia. Urma să fie a treia. Ca să nu fie a treia, am făcut pașii care mi s-au cerut. Acum... Domnul viceprimar, ați luat legătura cu avocatul să vadă pentru aceeași măsură, pentru aceeași... Se poate face amendă în continuare pe aceeași... Eu nu știu dacă se poate face. Am luat verbal, numai la avocat să-mi spună, pentru că noi am avut comisia, n-am mai apucat să discutăm un weekend, și verbal mi-a spus că teoretic ar trebui făcută plata, că dacă nu, ăștia de la resurse minerale, pe fiecare zi ce trece, nu pune penalizări, e o taxă de întârziere. De întârziere e vorba de 164 de lei, 20 de bani zilnic, atâta e pentru întârziere. Da. Dar mă refer eu la amendă. Pentru o faptă, indiferent dacă citim în codul penal, pentru o faptă, de câte ori se poate da amendă? Pentru o faptă, că asta e o faptă. Eu așa știu că nu se poate da amendă în flux continuu. Dau și azi, dau și mâine, dau și poimâine. Pentru aceeași faptă. Pentru aceeași faptă. De asta am zis, dacă discutați cu avocată, vedeți că e fapta, tot e același. Așteptăm. Adică am primit odată 5.000 de lei, peste o lună iar am primit 5.000 de lei, acum luna asta iar mai primim 5.000 de lei și toți banii respectivi se duc din bugetul local. Banii ăștia ar trebui folosiți altundeva, nu pentru amenzi. De asta am zis că cu avocata trebuie discutat, văzută că pentru aceeași faptă nu se dă amenzi de 10 ori. Dacă odată o primit, mă înțeleg. Pentru întârziere se duce 164 de lei zilnic. Asta e întârziere, prevede legea. Neredarea în circuitul zilnic se penalizează, nu se pe pentru întârziere se 164 de lei zilnic. La punctul ăsta aș avea și eu o întrebare, că nu am fost în comisie, nu sunt în comisia 1 și nu știu despre ce e vorba. Dar aici cine a greșit? Că acum, era vorba că se concesionează pe 10 ani. Se putea și pe 10 ani concesionat, da. Dar nu s-a concesionat numai pentru un an. Contractul trebuia imediat împădurit și repus în folosință, predat înapoi să vie să verifice și predat înapoi circuitului silic. Pentru că nu s-a făcut treaba asta, având în vedere că eu acum, cine e vinovat? Putem căuta vinovați, că primăria e vinovat asta. Șeful de ocol era în temă cu treaba asta. Șeful de ocol stătea liniștit cu spatele la scaun și eu nu știu, primăria trebuia să facă. Cine din primărie? Primarul? Viceprimarul? Cine? El trebuia să facă toată documentația și să vie. Domnul primar, uite, contractul s-a expirat, noi trebuie să plantăm înapoi și să redăm în circuitul silvic. Dânsul a stat liniștit și a așteptat și așteaptă ca să primim amendă. Adică din bugetul local să plătim niște bani și să punem pe foc. Adică nu să folosim pentru altceva, sau adică să plătim amenzi și să plătim statului dacă niște bani. Dacă îmi permiteți, după expirarea contractului care a fost, era vorba de redevența care trebuia plătită. Și așa trebuia plătită pentru un an. Probabil nici... După un an, da. Dar era vorba de redevența aia care era pe timp atunci. Probabil s-o considera că e o sumă destul de mare, de ce să o plătim? Și s-o ajuns până nu se făcea plata
Deci până nu se face plata asta, până atunci nu se put, nu putea nici eu, adică nu se putea face documentația pentru reluarea lui, predarea lui în folosință. Dar da. pentru timpul de un an trebuia să plătim. Nu? Trebuia să plătim prima dată vreo 17.000 de lei. Nu, doamna contabilă. 31.000 de lei era 17.000 de lei. Da, da, da. Sau 19.000 de lei. Acum, dacă vorbim de suma întreagă, acum ajungem la 1.300.000. Acum, dacă vorbim despre suma întreagă, vorbim despre 380, atunci vorbim din coarce de 1.000.000. Dacă vorbim despre jumătate, atunci 100 și ceva, atunci vorbim despre 500. Domnul primar, fiecare zi ce trece, 167 de lei e penalizare pentru întârziere. Și pentru azi, și pentru mâine, și pentru poină, și așa mai departe. Deci eu v-am spus și vă repet, verbal ni s-a spus că suma va trebui plătită indiferent. Așteptăm, i-am trimis documentele și am trimis documentația și așteptăm. Acum, singurul lucru era trebuia discutat cu avocata să vedem amenziile tot pentru aceeași faptă, de câte ori se poate amenda pentru aceeași faptă. Da, nu știu cum amenzele sunt părțite alea două. Una e pentru neredare, a doua e pentru nerespectare. Și acum înțeleg de la doamna contabilă că apare al treilea imediat, nu? Nu apare. Nu. Ni s-o dat. Vreau să vedem. Ce să facem? Termen cât timp? Da. Păi termenul ar fi ca să-l facem. Termenul deja a expirat de mult. Acum, de ce nu plătește, cine a greșit? Da, doamna da. Totuși ar trebui clarificat cine trebuie să plătească. Chimărie. În 2013, prin hotărâre de Consiliu Local, s-a scos terenul pe o perioadă de 10 ani. Firma care a încheiat deținătoarea permisului de exploatare... Deci hotărârea Consiliului Local. Da, s-a vrut. Se aprobă scoaterea. Prin hotărâre atât s-a aprobat. Nu știu perioada. Da, 10 ani. Consiliul Local a aprobat. Decizia a fost doar de un an. S-a dat aprobare pentru un an. Deținătoarea permisului de exploatare este primăria. Cred că nu vreau să dea. Iar deținătoarea testatului de exploatare este SC Palmac. Și acum, care e, cine trebuia să plătească? Există un contract de colaborare între primărie și Palmac. Ce prevede acel contract de colaborare? Am spus, i-am făcut... Deci urmarea raportului Curții de Conturi. Da. Și acest raport a fost din septembrie 2017, atunci se știau de aceste sume, aceste redevențe. Și noi de ce nu am aprobat raportul? Ce n-am știut? Și nu am luat măsuri atunci. Consiliu. Că trebuia discutat fiecare punct în parte. Și trebuia exploatat o cantitate de 26.900 de tone, care valora 538.000 de lei. Ei, acea sumă este tot din bugetul local. O gaură a bugetului local. Proprietarii primăria. Da, primăria plătește totul din bugetul local. Din alte sume. Problema e că s-a dat pentru un an, cred cu mențiunea de a prelungi. Că Consiliul Local atunci a aprobat în 2014, mi se pare, aprobat pentru 10 ani. Și legea prevede că se poate scoate din fond forestier 10 ani. Adică faci o lucrare, dar poți să redai înapoi circuitului silvic înainte de 10 ani. Eu cred că când s-a făcut procesul verbal sau ce s-a făcut, s-a luat pentru un an sau o dat pentru an, cu dreptul de a prelungi. Și nimeni nu a prelungit și am ajuns în situația în care am ajuns. Că la analiza Curții de Conturi, unde a tras atenția, asta a fost în 2017, în luna septembrie. Atunci neapărat trebuia adus în fața Consiliului Local să luăm hotărârea ce face. Plătim atunci, prelungim, mai are nevoie să prelungim. Are rost sau nu? Și atunci imediat. Dar nu s-a adus în fața Consiliului Local. În urma Curții de Conturi s-au făcut demersuri către regia de resurse minerale, nu? Ale remasului ce spune. Așa, și s-au făcut demersurile către ei ca să putem ajunge în stadiul ăsta în care suntem acum, ca să putem face ca. E corect ce ziceți dumneavoastră, dar de ce nu s-a adus în fața Consiliului Local?
Trebuia adus în fața Consiliului Local, Consiliul Local să hotărească ce face. Asta era în 2017. Păi acum în fața... Și nu s-a adus. Acum în fața Consiliului Local. În fața Consiliului Local, așa e. Dacă am o trecut din 2017... Există un DC și acum. Îi fac la fel. Din păcate, așa e. Cine vrea, dacă vrea să mă spună ceva. Putem trece atunci să supun la vot. Dacă sunteți de acord cu punctul numărul 11, cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Te abișoam. Trecem la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor angajaților din cadrul primăriei Gimeș-Făget, începând cu luna ianuarie 2019. Stați, domnul președinte, stați-o ia, că aici e problema. E vorba despre suma pentru asistenții sociale. E vorba despre asistență, despre salarii, despre toate aici, adică la punctul ăsta este băgat mai multe lucruri, adică stați să ne gândim și să ne analizăm care e treaba, ce facem cu punctul ăsta, dacă se poate, atunci... Am stabilit clar că suma aia deocamdată care a fost prinsă acolo la contabil, am zis că nu-i face nicio modificare, am discutat pe partea asta cu redevența, ca să ajungem așa și restul, eu zic că ar trebui să... Păi da, ăsta zic că restul ar trebui să treacă, că sunt niște, niște asistenți sociali, ce mai era băgat în... Și copiii cu CES. Da, copiii cu CES, adică trebuie votat. Ăsta ar trebui să... Da. No, părerea mea. Și rămân și elea pentru viață. Da. Și banii pentru viață rămân. Da, dar rămân, dar acolo trebuie să hotărâre separată când vrea să cheltuiască banii. Exact. Da. Degeaba vine aici că am luat 15 tarabe, da. Cum a zis domnul Arta, cu 15.000 de euro, mi se pare exagerat, adică nu merită banii aia. Atunci să dăm la banii la o firmă locală sau o, cineva să facă aici din frumos, din lemn sau achiziția directă pentru o societate. Păi și... părerea mea personală, că ăsta vin de la București, aduce niște tarabe de plastic acolo și gata, 1000 de euro sau cât a zis simplu, gata. În jur de 1000 de euro. Nu-i nimic, adică la treaba asta trebuie să discutăm. Bine, dumneavoastră ați băgat în lista de investiții, acolo ați făcut modificări ca să aveți, când o să avem o hotărâre de Consiliu, să aveți din ce să plătiți. Dar nu înseamnă că trebuie să cheltuim toți banii. Exact. Asta se poate face și din beton, care nu se strică. Și lemnul se putrezește și ăsta aduce. Cum? Din beton. Să știți, domnul președinte, o să vedeți dumneavoastră că ce sunt acolo pus, o să dărâme, o să fie ce o să fie. O să poarta închisă. Nu, și trebuie, nu. Trebuie amenajate ca să se poată așa și cu urmă se poate, nu. Eu zic că ca să mai poate, ca să le modificăm, unele... Trebuie făcut un proiect, unde punem mese, unde... Trebuie făcut un proiect acolo, mai supuneți sub ce vorba și... Păi dacă suma aia rămâne acolo, mai supuneți o dată la vot. La punctul 11, deci, dacă mai aveți... Deci modificările respective. Da, modificările respective. Sumele să rămâne acolo până se clarifică treburile și cu redevența și cu mesele la piață. Adică când o să aveți nevoie să vii... Veniți cu un proiect și atunci discutăm despre proiectul respectiv, dacă aprobăm sau nu aprobăm. Dar acum, mare, proiectul ăsta trebuie să treacă, că avem aici treburi serioase care ar trebui să treacă. În raport, specificație. Dacă mai este cineva care vrea să spună ceva în legătură cu punctul numărul 11, mai supun o dată la vot punctul numărul 11, dacă sunteți de acord cu punctul numărul 11. Comisia numărul 1 o să treacă acolo în modificările respective. S-au trecut atunci. Domnul Antal, sunteți în abțin. Nu sunt în abțin. Nu mai bine. Deci o singură abținere, da? Restul da. Atunci trecem la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor angajaților din cadrul primăriei Timișoara, începând cu luna ianuarie 2019. Inițiator primarul comunei. Dar nu e vorba de coeficienți. Da, deși după aia când am discutat la comisii, e vorba de coeficienți.
modificarea coeficienților, pentru că până acum n-a fost o defalcare între, o deosebire între cei care erau la funcționarii publici, există o ierarhizare. Pornești de la asistent, debutant, asistent, principal și superior. Pe gradați. Pe gradații de vechime, pe categorii de... Și atunci nu era făcută diferențierea între. Și era un decalaj între salarii. Și atunci acum le-am clarificat în funcție de studii, în funcție de vechime, în funcție de gradul unde se află fiecare salariat în parte. Cât de cât să fie echilibrate. Pot să supun la vot, nu? Deci supun la vot punctul numărul 12, adică sunt, da. Dacă sunteți pentru. Se abține cineva? Este împotrivă? Nu. Trecem la punctul numărul 13. Proiect de hotărâre, proiect de hotărâre stabilirea prețului de valorificare a masei lemnase locul cioată destinată persoanelor fizice ce dețin autorizație de construcție în procent de 50% din valoarea prețului de APV destinat nevoilor locale. Inițiator, primarul comunei. Despre asta era vorba aici, înainte. Deci acesta a fost proiectul care s-a discutat la întâlnire și mă repet acum, deci să se știe clar, deci e vorba despre persoanele care, care au domiciliu pe raza comunei Ghimeș Făget și construcțiile la fel se vor realiza. Și au autorizație de construcție autorizație pentru clădirea respectivă. Dacă aveți ceva de comentat, dacă nu, supun la vot. Dacă sunteți de acord cu punctul numărul 13. Împotrivă, se abține cineva, se abține Gelu. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unității. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială a comunei Ghimeș Făget pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator, primarul comunei. Aici au fost, cred că, directorii au venit cu rețeaua respectivă. Am solicitat, au venit fiecare cu rețeaua respectivă. Da, sunt anexe la proiectul de hotărâri. Anexa 1 pentru domnul Gheorghe, anexa 1. Atunci fiecare director a știut cum trebuie să facă. Da, vreau să zic că și din ce în ce mai greu știu, pentru că e vorba de numărul de copii care se cer la fiecare clasă. Da, și este în scădere. Și este în scădere și din cauza ca să nu fie clase simultan prea multe, din ce în ce trebuie să restrângă, adică rândurile, cum am zis, adică să aducă copiii la jurnal de centru. Secția maiară, de exemplu, ei, fiind minoritari, ei au un avantaj mai mare, că ei poate să fie mai diminuat. Și cu 13 elevi poate să funcționeze cu clasă? Din păcate, ar fi fost bine ca să putem face la fel la pe raza comunii noastre, la ambele școli și atunci era mai bine, da? La școala domnului Gheorghe mai fac o La liceul tehnologic au făcut o specificație să se reînființeze grădința cu programul Tărcăuș 2, doar că au nevoie de gard împrejmuitor, apă curentă în sala de grupă, toalete interioare ca să poată primi avizul de funcționare. Deci e vorba de singura școală care nu a fost făcută investiții. Se poate face. Avem din ce și se poate face. Da, avem copii, sunt mulți. Sunt 14 copii din ceea ce văd în situația. Deci sunt 14 copii. După aceea, la anul viitor, se mută așa. Care momentan unde sunt? Deci înseamnă că să încercăm... Asta este pentru anul școlar 2019-2020. Deci să facem la începutul anului să ne apucăm să facem o... Să fac investițiile și aia să închide ușa. Bine. Momentan copiii sunt. Aici. Aici. Deci la Tărcăuș. Chirin Bar, școala de jos. Da, am și o întrebare. Da. În comparație cu acest an școlar 2018-2019, anul viitor vor rămâne aceleași structuri? Comunei. Structurile rămân în afară de Bolovăniș, care rămâne numai grădinița. Bolovănișul rămâne numai cu grădinița. Acum a fost și anul ăsta. Grădinișul?
da. Răchitișul? Răchitișul tot cum a fost anul ăsta, încă. Deci mai sunt părinți care deja au optat pentru văzut. Mașina alea din poartă și nu s-a mai dus la... Nu mai face un kilometru la școala Răchitiș. Deși școala, i s-a spus până că fiecare... Anul, până anul poate se mai modifică. A venit o doamnă ministru nou acum, iar începe de la început. Adică nu a venit nou, dar o reveni. O reveni, da. O mai fost. Revine cu idei, revine cu idei noi. S-ar putea să fie mari schimbări acum. Ne putem aștepta la orice schimbare, datorită faptului că și au trecut. Am avut de două ori pus pe ordinea de zi. Deci supun la punctul numărul 14. Dacă sunteți de acord, împotrivă, se abține cineva? Eu. Garantez. Nu cred. Deci trecem la punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației și a prețului de valorificare fără CVA pentru anul 2018 a pomilor de Crăciun proveniți de pe suprafațele de teren aflate în proprietatea Comunei Gimeș-Făget, administrate de OS Gimeș-Făget, inițiator primarul Comunei. Prețul e același ca și în 2009. Deci sunt persoane prețul care vin și solicită același. Și trebuie să aibă... Trebuie să aibă prețul. Înseamnă că sunteți de acord, nu? Să supun la pom, să supun la vot. Dacă sunteți de acord, împotrivă... Abținere. Abținere, Gelu. Și eu. Și tu. Se abține, domnule. Ah, exact. Din Romeniu, nu? Nu vrea să vină moșul. Trecem la punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei parchizilor destinate modului și prețului de valorificare a masei lemnoase, care va fi recoltată în anul 2019 de pe suprafață cu vegetație forestieră, proprietatea Comunei Gimeș-Făget, înscrisă în amenajamentele silvice UB1, Gimeș 2014-2023, UB2 Tărcuța 2017-2026 și administrate de OS Gimeș-Făget, inițiator primarul Comunei. Dacă îmi permiteți, aici aș avea eu o întrebare. Da. Chiar doamna contabilă aici, e președinta la Consiliul de Administrație a Ocolului și aș vrea să întreb următorul lucru. În anul 2017-2018, la bugetul primăriei din vânzarea lemnului, câți bani au venit? De la, de la licitații, de la partizi? Nu vin de la licitații și la, așa, la sfârșitul anului, când se încheie anul financiar contabil, așa, din profit, ni se dă și nouă. Deci nu de la fiecare partid, ai făcut licitații și... Deci totalul 2017-2018, câți bani au venit până în prezent? Niciun 2017, nu, în 2016 ne-a venit. Nu, 2017-2018, a venit până acum, până acum prezent nu, un leu. Nu, acum nu. Asta era întrebarea, da. Deci niciun leu. În 2018 nu, niciun leu. Deci la sfârșit, da, s-au stins. Asta, asta era o întrebare. Și aș vrea să continui. Vedeți că da. facem ședințe, întruniri, comisii de specialitate, pentru un miliard câtă discuție, ca să nu plătim din bugetul local. În anul 2017, în afară de că n-a venit niciun leu la bugetul local, s-au constatat niște pagube de 17 miliarde, nu de 1 miliard, de 17 miliarde care sunt constatate ca pagubă din patrimoniul comunei la un moment dat. Vreau să întreb din cadrul primăriei, a proprietarului, cineva să constituie parte civilă în proces de recuperare. Cineva, deci pagubile astea n-ar trebui să se recupereze și să intre în bugetul local. Dar se recuperează. De exemplu, la Șulaghiuri, acum o să facem, o să-l dăm în instanță pentru recuperare, deci să face procedura, la celălalt plătura să reține din salariu. Legea prevede că în 30 de zile, da, dacă nu după 30 de zile, trebuie
ies în instanță. Da, instanță. Ce mai vreau să vă zic aici, dacă ați verificat, avem 15 partizi, din care 8 sunt accidentarele 1. V-aș întreba pe dumneavoastră, de ce nu sunt aprobate de ITSRB Suceava? Că produsele accidentale 1 trebuie aprobate de Suceava. Și văd că niciun act nu e aprobat. Niciunul? Niciunul nu văd că am actele în față. Nici de către șeful de ocol. Și nici un act nu e aprobat. Legea prevede că accidentalele 1 toate trebuie aprobate de Inspectoratul Teritorial Suceava. Și văd că niciunul nu e aprobat. Cum se aduce în fața Consiliului Local pentru aprobare? Dacă niciun act nu e aprobat, niciun act nu e semnat de șeful de ocol, e o listă cu partizi, APV-urile sunt puse, semnate de inginerul Fondul Forestier, care inginer de lângă Mihai a ieșit în pensie și nu s-a corectat. Adică sunt niște acte care nu văd eu că ar fi legale. Și se aduce în fața Consiliului Local. Toate actele, mai ales produsele accidentale, unul trebuie să fie aprobate. Adică, ștampilate pe act și scris aprobat, ITSRC Suceava. Nu văd niciun act să fie aprobat. Dacă îmi permiteți, în cât timp, da? Dacă nu le aprobă Suceava, le poate aprova? Da. În două săptămâni, dacă nu aprobă XBA, adică nu le trimite înapoi, dar trebuie trimis apă. El trimite un act cu care poți să autorizezi, da? Îți trimite un act. Un act îți trimite. Păi bănuiesc că au fost înaintate către ITSRB Suceava. Dar un număr de înregistrare, un număr, ceva, nimic. Nu se vede nimic pe hârtie. Adică, sigur, hârtie albă. Bun. Semnată de păi da, dar vreau să vă spun că ei, indiferent cum ar fi noi, chiar dacă le dăm undă verde. Nu puteți, până când nu e aprobare, nu puteți nici licita, nici autoriza conform legii. N-aveți dreptul. Am înțeles. Asta scrie legea. Bun, dacă îmi permiteți, continuu eu ideea mea, ca să nu-mi scape. Bancurile la care m-am referit, de 15 miliarde și ceva, sunt doar într-un canton din Fondul Forestier al Comunei. Dacă la anul, la primăvară, pleacă zăpada, iară mai vin și se constată în alte cantoane, iară niște pagube. Până când continuă această treabă? Ar trebui luate niște măsuri, păcat că nu e aici, domnul primar. Aveți exista și în alte cantoane? Sunt destul de multe zvonuri. Și tot cantoane care nu sunt limitrofe cu satele. Ce înseamnă zvon? Pentru care nu sunt limitrofe cu satele unde ar merge oamenii. Asta una la mână. Păcat că nu e aici domnul primar, că să îl întrebăm. Dumnealui de acord cu atâtea pagube, cu atâtea, dar... Dacă nu să fie de acord dacă s-au dat în instanță, domnul Vânsan. Da, domnule, dar cineva a permis și prin indiferență sau să prin, nu știu, n-a zis nimic că e intenționat. Aveți la cunoștință când cineva a fi permis lucrul ăsta? Dar s-a întâmplat, da? Păi, dumneavoastră spuneți, eu deocamdată n-am văzut niciun document ca să fi venit din partea nimănui, oficialului, vorbesc, aici vorbim despre lucruri care vin. Da, domnul, oficial. Aveți dreptate. În schimb, noi constatăm că pădurea e zero. Azi, mâine, o să ajungem pe de câțiva ani să mergem în alte comune după lemne de foc. Și material, și lemnele câte mai sunt prin pădure, toate sunt uscate, toate se depreciază din punct de vedere calitativ. Și... Da. Deci asta vreau eu ca să... Păi noi aici avem în față un proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de partizi care noi ar trebui să vedem cum procedăm, care pe urmă comisia de specialitate, adică OCOL-ul, pentru că avem multe dintre noi care sunt și lucrează în cadrul unor locale și știu lucrurile, dar nu ne pricepem toți la silvicultură. Eu cred că compartimentele de specialitate își vor face datoria și să-l meargă mai departe. Și zic că ar fi bine să dăm drumul la partizele astea. Dacă tot suntem aici la punctul ăsta, atunci aș avea niște întrebări de pus pentru doamna contabilă.
șeful de la, președintele de la Consiliul de Administrație a Ocolului. Aș vrea să aflu pe ședința viitoare, dacă se poate, cât este valoarea păzii, adică cât se ia pentru un hectar, pentru pază, la Ocol. Și vă zic de ce. Am cunoștință de cauză că la parohii, adică și la ortodox și la catolici, cred că avem în administrație, în spate la Ocolul Ghimeș, niște terenuri, nu știu exact ce cantitate, ce suprafață. Suprafață de fond. Cât este suprafața aia respectivă, aș vrea să primesc și eu un răspuns pe treaba asta. Și pe ultimii 5 ani, ce tăieri au fost făcute pe suprafață, pe parcelele respective, că așa am înțeles că noi administrăm, noi taiem, noi facem, noi avem grijă de el, reîmpădurim, dar bani pentru parohii nu dăm. După informațiile mele, nu știu dacă sunt adevărate sau nu sunt adevărate, dar chiar aș vrea să vă rog, pe ultimii 5 ani, cât s-a cheltuit pe terenurile respective, câte partize a fost, cât bani a incasat Ocolul și cât a virat către parohiile respective. Chiar aș vrea să turnăm odată apă curată în pahar, să vedem dacă minte cineva sau nu minte. Problema e că licitația nu s-a putut face fără proprietar. Nu. E un proprietar care a făcut contract între Ocolul Silvic și proprietar. Da. Proprietarul trebuia să fie la licitație când s-a licitat acea parte. Și el trebuia să vină cu solicitare să facă pentru... Eu am înțeles, dar el, de exemplu, acum vorbesc de parohia catolică, a fost, așa știu că a fost de mai multe ori, ultima dată a primit nu știu câte, vreo 200 de milioane, 20.000 de lei vechi. Înainte n-a primit nimic. De aia întreb, că vreau să știu, să aduceți la cunoștință, despre câte hectare este vorba, în ultimii 5 ani, câte partize a fost făcute acolo, cu cât l-ați licitat, cât s-a încasat din banii respectivi și cât s-a virat către ei, către parohii. Indiferent de parohia catolică Ghimeș sau parohia care avem dincolo sau așa am înțeles că avem și parohia ortodoxă, nu? Are niște terenuri aferente a vegetației. Da. Ce s-a întâmplat cu ele? Că zvonuri sunt o grămadă în comună, că ăla a tăiat ce ăla n-a plătit. Să veniți în față cu un document, cu un format A4, nu cu o grămadă de hârtii să caut eu treaba aia unde era batit. Nu, o coală de A4 frumos, anul 2017, atâta partiz, valoare atâta. 2018 atâta, 2016 atâta, 2015 atâta. Să vedem chiar s-a încasat banii sau nu s-a încasat banii. Sau dacă s-a încasat, cât s-a virat către ei. Da, și cât s-a cheltuit pentru reîmpădurire. Că bineînțeles este o cotă de 15% pentru fondul de regenerare care e obligat proprietarul să reține de la proprietar. Dar restul banilor ce s-a întâmplat? Că acolo au fost partizi foarte multe în ultimii 5 ani. Dumneavoastră ar trebui să știți că sunteți președinte. Sunt, dar în prea multe așa piterente. Eu am înțeles. Eu acum am ridicat problema că dacă tot eram la punctul ăsta și aș vrea să primesc un răspuns în ședința viitoare. Când o fi ăla, o să aveți, cred că o lună de zile durează până ședința viitoare și nu e o rugăminte mare, nu e o cerere mare și este de interes public. Adică nu avem ce să ascundem, ar trebui să știm și noi despre ce e vorba. Mulțumesc frumos! Revin și eu la solicitarea mea, că nu a fost mare și a fost timp, nu o lună, două luni, actele de control. Și mai mult decât atât, nici acum nu e semnat contractul de administrare între regie și proprietar. Adică funcționează nelegal. Nelegal. De un an nu e semnat regia numai de către... A înaintat contractul din februarie 2018, proprietarul reprezentat prin persoanele legale nu semnează. Drept dovadă, șeful de Ocol spune că nu poate respecta un contract de administrare nefiind semnat de ambele părți.
nu poate respecta ce nu vrea. Restul respectă. Conduce ocolul, face parte. Și prin contractul de administrare este specificat și termenul de a pune la dispoziția proprietarului actelor de control, deci nu mai e nevoie de altă solicitare. Deci solicit măcar pentru ședința următoare să fie înaintat actele. Deci contractul de administrare. Nu contractul, contractul de administrare nu e semnat. Actele de control, actele de control din 2016, 2017 și 2018. Nu trebuie să vină eu și cum să... Adică xeroxate câte un xerox să se aducă în fața proprietarului. Nu acel centralizator să spună că persoana are atât. Să o notă de control. Câte un xerox din actele. Da. Și am cerut pentru asta și-o promis că o să ne dea un borderou. Da, pe asta vreau să întreb. Pentru școli ce s-a aprovizionat în anul 2018. Au zis că școlile au fost aprovizionate. Și aici eu n-am văzut, nu e, dar au zis că a fost aduse, au zis că avize sunt semnate și nu a apărut. Au zis că 300-400 de metri cub de lemn de foc au fost dat pentru școli. Știu că avize semnate de către școli. Deci vă spun, ne-a promis azi că ne dă. Dar văd că nu mai se plâng. Nu, știu că lucra la el, de asta zic, am întrebat. Nu, mulțumesc. Nu mai știu. Ați trecut, doamna secretară, ce am cerut eu. Pe eu timp de 5 ani. Eu am notat. Pe 5 ani. Sunt curios foarte, dacă... Dacă mai e cineva... Dacă mai e cineva, aici, în ședință de consiliu, a fost un proiect pe ordinea de zi pentru aprobarea pentru taxa de inventariere la persoanele fizice. A făcut domnul Antar, a fost votată în unanimitate. Nu, e tot referitorul, domnul Vice. Pentru că la proiectul respectiv... O secundă, când termin. Proiectul respectiv nu s-a ținut cont de el, chiar dacă la noi a fost votat cu unanimitate. A revenit domnul primar cu un alt proiect de abrogare, care n-a trecut și în continuare nu se respectă prețurile care noi le-am hotărât în acest consiliu local, în ședință. Cu ce spuneți? Cu marcare pe proprietăți. Da, deci s-o mers pe prețurile care ne le-au lăsat, care le permite legea. Adică cum? Noi am stabilit prețuri care nu le legea, legea așa ceva nu prevede, domnul vicepreședinte. Prestațiile se fac de către o... Haideți să lăsăm la diverse treburile astea, că nu se mai încadrează aici la punctul numărul 16. Deci eu supun la loc punctul numărul 16. Comprobarea este de care... Dacă sunteți de acord, cine este împotrivă, cine se abține? Mai ziceți ceva? Deci abțineri sunteți? Cine se abține? 2, 3, 4, 5, 6, 7. După aia mă ajută. Trecem la punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Trotuș Gaz a comunelor Lunca de Jos și Lunca de Sus în calitate de membru inițiator primarul comunei. Aici cele două comune au făcut, au solicitat aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară tot Trotuș Gaz. Și e vorba de ceea ce vi s-a spus și la momentul când ați aprobat studiul de fezabilitate. Ne adunăm cât mai multe comune pentru adopțiunea de gaz. Da. Foarte bine. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Deci, trecem la diverse. Cine se înscrie la diverse prima dată? Să luăm așa de la început, așa. Domnul Crăciun? Pe mine să mă scuzați. Da. Nicu? Domnul Nicu? Te înscrii? Da. Vorbești. Păi,
Nu, nu, nu. Care e situația cu extinderea cuvului? Extinderea cuvului? Cine poate, domnul Vice, poate să vă răspundă, că cuvul încă nici nu-i gata. Ce spune că erau... De câți ani? De vreo 6. Cu extinderea, deci când vorbim despre cuvul, vorbim cu modificările. Modificări. Nu e vorba de extindere. Așa, cu modificările. Deci modificările care sunt, le facem pe fiecare gospodărie. De exemplu, acum să umble din gospodărie, să umble pe raza fiecare comune. Încă suntem doar pe zona Ghimer. Mai avem și cererile care au fost făcute, depuse la primărie. Și se merge continuare. Depinde fiecare cum vrea, intravilanul, extravilanul. Că nu putem noi, la un moment dat, să impunem omului să aibă mai mult intravilan decât poate dânsul zice că nu vrea să-și... A noi linia totuși o despectăm. Deci nu facem de vier mari de... Nu. Deci nu poți, nu-ți permite. Nu, eu mă refeream... Suntem, vreau să vă spun că, nu știu dacă a fost de mult făcute lucrări pe teren. S-au făcut multe lucrări numai de pe asta și merge un pic mai greu. Și cu cadastrarea terenurilor a proprietarilor. Am înțeles că la lungă deja se lucrează, se măsoară, să fim pe e pe terminat acolo. Bine, nu, acum se lucrează la Poiana Paulului. A început din partea din sus. Asta cu cadastrarea... Deci pe anul viitor să fim un pic mai atenți. Se lucrează acum, deja se lucrează. Da, la Lunca, da. Dar și Palanca. Da, nu știu. La Lunca de sus s-a terminat, acum mai are o leacă și se termină. La Lunca de mijloc. Da, acolo se lucrează, da. Că am și eu teren, a fost la măsurat. Eventual, pentru anul viitor să fim un pic mai atenți. Asta am înțeles că e sponsorizat de Uniunea Europeană. E sponsorizat de o sumă foarte mică. Asta ar însemna că din bugetul local să venim cu restul sumei. Pentru că toți au venit în buget. Cam 40% mi se pare că nu. 40% din bugetul european. Dacă ne permite, ar fi ca să facem un proiect de hotărâre și să aprobăm suma. Să aprobăm suma din bugetul local. Păi da, dar până ce ajungem la o sumă, că eu știu despre ce vorbesc acum și știu cum se procedează. De prima dată trebuia să puneți pe SIAP să căutați o firmă sau cine vrea să vină. Că de exemplu și la Lunca, unde erau problemele mari, nu prea au găsit firme, că nu a vrut nicio firmă să vină pe hectar cât a dat. Era vorba de vreo 60 și ceva de lei pe hectar. Nu pe hectar, pe parcelă. Da. 50 de lei era. Da, și nu convine, că să fim sinceri, acum dacă ai o parcelă de 2 hectar să vină pe cineva să-ți măsoară pentru 50 sau 60 de lei, nu era bine. 600 de lei pe parcelă. E vorba de, deci eu dacă nu mă înșel, e vorba de exemplu, eu dacă dețin ca și persoană în trei puncte, el trebuia să vină pentru suma asta, să mi le măsoară pe toate trei. Pe toate trei. Da. Eu așa am știut. În zona de munte, dar e o chestie pentru care ei sau e suma foarte mică. Deci noi dacă scoatem la licitație, putem scoate și sigur vorbim. Dacă scoatem suma aia de 40%, atunci pe aia la altă putem că o recuperăm. Ei să vadă că suma e completă. Deci să găsim soluția, să venim cu toată suma care Dar ar fi un beneficiu pentru comună, domnilor. Sincer să fiu, nu știu dacă 20 sau 30% sunt intabulate din comuna Ghimeș Făget. Nici 10%. Nici 10%. Nici 10. Nu. Nici 10. Dacă ai intabulat, după aia merge foarte repede. Și contractul de vânzare, cumpărare, și transferul, și donația, și absolut orice. Și este o situație în care e foarte ușor de intabulat. Că, de exemplu, începe, pornește de la o parte din dar și vine și proprietarii vin, se înțeleg, aici e gardul ăsta tău, nu trebuie să mai meargă să mai dea în judecată, nu trebuie să mai facă nu știu mai ce. Și cazuri, da, sunt niște cazuri unde se ceartă unul cu altul, bine, acolo se clarifică în instanță, dar mare parte, 80% ar fi benefic pentru comună, adică 80% din locuitorii ar beneficia de ceva de care nu beneficiază unor și ce zi. Domnul Olteanu, pe anul viitor
vom încerca să studiem, să facem un proiect de hotărâre referitor la intabularea terenului din comuna noastră și suma care o putem asigura. Aluca. Da. Bine, asta nu se termină într-un an, că de fapt e comună mare. Da. Putem să începem cu, să facem, nu știu, zona de centru, zona, sau începând de la început. Dar trebuie început de la un capăt, sigur, și se termină la cealaltă capăt. Și încă o chestiune, putem să luăm, să mergem, să vorbim, nu cred că nu sunt în stare să ne explice cum au procedat, de exemplu, primăriile de la Lunca, că ei fac și au făcut. Și putem să întrebăm, uite domnule, primar, care e treaba? Cum se procedează? Cum ați putut să faceți? Dacă noi nu știm, trebuie să întrebăm pe altul. Că mi se pare extrem de important treaba asta. Și mai ales că dacă se intabulează și pentru persoane fizice, automat se intabulează și domeniile publice ale comune. Le avem separat. De exemplu, noi avem intabulate unele. De exemplu, cum avem unele drumuri deja intabulate. Păi da, dar atunci se intabulează absolut tot. Da. Și dacă, efectiv, dacă ai o problemă cu un pot sau lângă pot sau un trotuar sau... atunci ai luat dosarul, deja ai intabulat, deci, vezi unde până unde ține terenul. Suprafețele domeniului public. E mai ușor de lucrat în comun. Suprafețele domeniului public ar fi un contract separat. Da. Suprafețele persoanelor fizice ar fi separat. Da. Am și eu aici un întrebare. Dacă se începea din 2017 să se facă demersuri pentru a obține fonduri, atunci intram doar pe o bucățică. Făceam extravilanul. În 2018 mai suplimentam. Făceam alte intravilanul. Și ajungeam ca în al treilea an să finalizăm. Dar dacă n-am început, nu putem. Și nicăieri nu e problema ca omul trebuie să contribuie sau bugetul local. Ți se dă o sumă, dar dacă n-ai cerut-o deloc, nu ai de unde să știi cât. Ba da, și nu a vrut nimeni să vină pentru asta. Au fost în 2017. Da. Păi da, s-a început odată niște lucrări, că acolo de jos, de exemplu, din Ghimeș, acolo a început să măsoare cineva ceva, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Nu i-a convenit prețul. Păi atunci de ce nu a stat la... De ce la nu a stat la discuție în Consiliul Local. Da, Consiliul Local și să ajungem la concluzie. Să găsim toată lumea a stat și a închis gura și mai bine, că e foarte greu, asta e adevărat, că e foarte greu treaba asta dus până la capăt. Este au fost și următoare, noi nu avem încă om pe urbanism, este acum angajat. Vă dați seama, mie întrebi un om, eu nu mă pricep la urbanism, nu mă pricep la autorizații de funcționare, nu mă pricep la certificate de urbanism. Păi, dar noi am avut un om foarte bun, dar am... zis să plece de aici, că cine era bun trebuia să plece de la primărie. A plecat din bună voie și nesile din nimeni. Forțat din prejurări. Nu, n-am fost forțat. A plecat la său pentru că era aproape de casă. Să mai facă naveta. Vreau să vă spun că a fost într-o ședință de 2017-2016 discutat subiectul ăsta. Acolo a rămas... S-a discutat că poate mai suplimentează sau vin cu Consiliul Județean, era vorba că măresc sumele. În acest mandat, sigur nu s-a discutat despre așa. Ba da. Dacă aduceți hotărâre, iau. Domnul Nicu, mai aveți ceva? Eu nu. Domnul Ortean Corci. Domnul viceprimar, acum o lună de zile, două luni de zile, tot ziceam, haideți oameni buni să facem ceva, să începem să adunăm laptele, să demersul, să punem în containere 2000 de litri, să adunăm lapte. Sunt oameni care două, trei văcuțe. Noi vorbim despre o piață, dar după aceea noi mergem și stăm la piață și ne vindem noi. Eu altceva nu văd. Sunt oameni, are două, trei văcuțe, mulge și n-are ce să facă cu laptele alea. Acum și începe iară să depună actele pentru subvenții, nu? Cineva s-a dus să vadă unde s-a curățat. S-a curățat, este pentru unul, pierde și restul, știi, până la urmă urmei. O dată trece, de două trece cu ăștia de vedere. Dar nu mai răgim ești dacă ne uităm în față cu gare. Ce e acolo? Urși vin în casă la oameni, acuși. Nimeni nu-l interesează, e curățat locul ăla. A luat subvenție, a cui e, a ce e. Nu-l interesează pe nimeni. Animalele, am ajuns de la 4.000 și ceva, îmi zice Loțico, am ajuns la 1.900 de vaci în comună. Într-un an jumătate ne-am rămas. Nu-l interesează nimeni agricultura asta. Hai să facem ceva, hai să... Nu există, nu putem vinde laptele la... Mai dăm la... Trebuie două mașini. Ceva pentru asta trebuie să dezbatem, că degeaba lucrăm cu altceva, cu agricultura, că asta ne ajute aici.
Ce altceva vedem noi altceva? Știți că s-a discutat împreună aici pentru înființarea unei cooperative. Din câte știu eu, parcă știu că făceați parte și dumneavoastră, nu? Nu. Nu? Bun, eu știu că s-a discutat în ședință. Da, atât a fost. Și atunci a început prima figură a început cu minciuni. Da, să vă domnul spun. Domnul Petrică a venit și a zis că el nu o să înscrie, că nu are animale. Când am văzut fișa, el era primul. Deci dumneavoastră înseamnă că aveți cunoștință. Da, dar nu el trebuie să așteptăm să facă cine. Bun, da. Noi avem din ce, avem ce acolo. Sunt eu de vină pe dacă nu v-ați înțeles? Și dar nu spuneți, trebuie să ne înțelegem. Dar spuneți ce pot să fac eu. Nu, primăria poate să facă dar și ocolul. Dar ce se poate face primăria? Pentru că suntem aici împreună, haideți să v-am spus, venim cu idei, nimeni nu oprește pe nimeni. Acum două luni de ce am zis, ce se poate face? Că un om simplu nu poate să facă. Că poate, că unde îl vinzi laptele ăla, s-ar putea că nici ei n-au de unde să dau lapte la 30 de zile. Dar noi, dacă avem bugetul comune și am vândut atâtea pădure, nu? Avem bani acolo la ocol. Plătim de acolo oameni, că un om care trebuie să primească 5 milioane, nu? Ăla nu poate să aștepte 3 luni de zile că cum a făcut ăsta de la comune și că nici nu l-a mai dat. De ce? Că bătrânica aia avea timp să-l murgă, de-le dracu, nu? De bătrânica. Și nu poate să dea banii aia de la colectarea lapte sau unde îl putem vinde mai departe, că noi degeaba zicem că trebuie să căutăm încet o desfacere, nu? Da. Și ăla, dacă nu poate să ne dea pe 30, zice că nici eu nu am putut vinde, pot să-l dau pe dată de 10. Dar de aceea trebuie, noi avem o curs și are fonduri acolo, îl plătim de aici și când vin bani punem înapoi. Numai așa se poate face ceva, nu? În legătură cu laptele ce a ridicat colegul domnul Ortean Carol, are foarte mare dreptate. Și m-am și interesat o leacă de treaba asta, cum se procedează. Acum iar vreau să dau exemplu în ca de mijloc, dar sincer să fiu, trebuie să dăm exemplu că au făcut ce au făcut foarte bine. Și mai ales vin și ne ia de aici, de la câteva familii, și laptele. S-au asociat acolo, au făcut o cooperativă agricolă, unde și acum, momentan, cât este litru de lapte, cine e asociat, 1,20 lei. Ei strâng. De ce nu putem să facem și noi, să strângem și să ne afiliem tot acolo la ei, de exemplu? Că și ei numai 1000 de litri sau 1500 de litri prelucrează zilnic. Că n-au unde, n-au piață de desfacere la caș, momentan. Dar restul, de exemplu, până la 5.000 de litri, că m-am interesat, zilnic se strânge 5.000 de litri de lapte. Aia cu 1 leu 20, 6.000 de lei pe zi. Într-o lună 1.800.000. Într-un an e 18 miliarde care intră în buzunarul cetățeanului de rând din comuna lor. Asociații. Înțelege? Nu numai asociații, că și ea. Înțelege? Pe lângă asociații am înțeles da, că ăsta ceilalți nu li se plătesc, care nu sunt asociați, nu au prețul ăsta. Nu, au numai un leu. Așa. Cine sunt asociați au un leu 20, mai ales care dă și iarna și vara laptele. Înțelegeți? Că dacă, de exemplu, vara ai făcut caș și n-ai vândut la ei laptele, atunci nu-ți mai ia iarna cu un leu 20, înțelegeți? Deci s-au făcut niște condiții. Da, s-au făcut niște condiții. Și foarte bine merge treaba asta. Și restul, 3.000 de, 3.000 de litri sau 4.000 de litri, vând la covalactul de Harghita, adică la Friș. Vine și ia în fiecare dimineață. Nu e problemă că n-ai unde să vinzi laptele. E problemă ca să strângi oamenii și să instruiești ca să-ți facă lapte cât de cât de calitate. Că la noi și asta e o problemă mare, că nu este de calitate. Și acolo înainte erau probleme. Dar acum oamenii s-au înțeles, știu dacă e bun, dau, dacă nu-i bun, nu dau, nu pun apă, e cum s-a mai întâmplat înainte. Dar merge foarte bine. Este un model de care ar trebui să ne ținem și noi deci, și de urmat. Deci vreau să vă spun exact cum am zis. Deci a fost aprobat în Consiliul Local ca să se înființeze o cooperativă pe baza comunii. Discuțiile au fost atât de simple aici, să zic, domnule, găsiți o soluție de înțelegere. Deci a fost o recomandare din partea noastră, Consiliul de aici. Atunci, când n-am fost eu de față, mă scuzați, nu știu despre ce e vorba, dar nu am fost. Și ideea e că dacă nu se va găsi o soluție de înțelegere, pentru că ați văzut și acolo, spuneți că sunt niște condiții. Deci trebuie stabilite, prima dată început ceva și după aia stabilit niște lucruri. Pentru că dacă nu se... Regulile jocului trebuie stabilite de înainte. Unele și unele se mai stabilește. Da, și între timp, da. Dar
Deci a fost dată. Acum spuneți-mi în compas care să-l fac. Să solicit din nou să vedem. Eu am mai de avut o discuție, nu știu, în zilele trecute cu unul dintre care știam că e pe listă și au zis că urma ca să facă o întâlnire, o înțelegere, să se apuce. Mai știu că funcționează o parte dintre producătorii noștri care jos au produse din preparate, din carne, din lapte, jos la degustare. Deci sunt unii care vor să facă ceva, să știți că fac cu adevărat. Deci dacă există înțelegere și să fac pași, să pot face. Când, dacă vin la noi să vedem cu ce putem sprijini, că găsim soluții. Că automat trebuie o asociație, de, o asociație am zis că agricolă, trebuie o cooperativă, automat, cooperativă ca să că putem și noi contribui cu primăria ceva. Primăria nu poate altfel să asta facă. Asta e problema. Nu poate să facă altfel. Legea nu permite. Deci, da, dacă sponsorizare sau susține, poate primăria să facă treaba asta și Ocolul Silvic, mai ales Ocolul Silvic. Deci foarte bine ați punctat. De asta am zis. Cooperativa respectivă o dată să fie dată, să-i se dea o... Să fie personalitate. Dar acolo trebuie niște oameni conducători care să ia în mână toată pachetul și să ducă până la capăt. Că dacă nu ai nici acolo oameni de condus, adică care știe să conducă, care știe să pună la masă ceva, corect. La cooperativa putem să înființăm, dar stă într-o... Vreau să vă spun seta. Că, domnul Dan, era vorba despre Petrica Pal, deci, indiferent, vreau să vă spun că domnul Petrica Pal a făcut degustarul ăsta și să știți că funcționează. Păi, unul lucru minor, dacă există altul mai mare, haideți să vedem, să-i dăm drumul, să-i dea altcineva drumul. Nu asta e problema. Haideți să vedem lucrurile și să ne unim așa puțin cât mai suntem. Sau mai sunt. Nu mă bag între producătorii de ăsta. Dar putem să facem un efort ca să-i unim. Și unirea asta cum se poate face? Să nu mai catalogăm că ăla e bun, că ăla nu e bun. După aia, pe parcurs, se va selecta este lucrul ăsta. Este singur din competiții, dacă nu e bun. Dacă nu e bun, îl va scoate, vă spun cine, îl cumpărătorul, îl va taxa la greu. Pentru că la un moment dat, produsul pus pe masă, se va vedea, e bun, nu e bun. Că eu știu, indiferent cum ar face domnul Gârga, dumneavoastră sunteți și dați slavă, nu? Da. Vi se face măsurătoare laptelui permanent, zilnic. Eu îl duc la deci, lui, că n-am mai comentat când ați zis. Bun, nu e vorba de comentar. Ați găsit o variantă. Deci, oamenii au variante. Cine au la, are lapte, poate să-l duc. Încă ceva de adăugat aici la punctul ăsta. Fiți atent aici, domnul viceprimar și domnii consilieri. Cooperativa asta, părerea mea personală, nu poate să fie condus de unul care n-are, de exemplu, eu, n-am nici viță la casă. Domnilor, ar trebui să avem încredere în oamenii ăia care sunt și au animale, sunt mici fermieri și să dăm în mâna lor să facă ceva. Că nu există în comuna asta să nu găsim care mic fermier să nu aibă atâta cap să colecteze laptele, de exemplu. Dacă sunt 10, nu există, dacă nu există sunt, erau, așa ceva. Erau vreo 12 trecuți toți acolo pe listă. Da. Eu că noi am văzut să se întâlnească și să zic, hai să stabilim care din astea să-l punem. Șef. Deci, dacă nu se ajunge așa, degeaba elimină din prima, nu sunt de acord că l-am văzut, nu știu, pe X sau pe Y. Pe dar asta zic că eu, de exemplu, dumneavoastră v-ar plăcea eu să pot, zică... Eu pot să mă ajut cu, deci, dumneavoastră cu o treabă. Da, ați făcut cooperativa, de exemplu, domnul Gârga are animale mult, sau domnul Gelu are animale mult, sau domnul Oltean, sau... Fiecare, în partea aia, în Bolovenișului, Răchitișului, mai sunt animale. Eu pot să vă ajut, dar nu pot să mă duc în locul lui să fac treaba lui. El știe cum este cu subvenții, el știe cum e cu laptele, el știe cu cota, el știe cu absolut tot. Dar putem să ajutăm, de exemplu, primăria cu bani, cu achiziționarea unui mașini sau ceva. Și putem să ajutăm. De exemplu, eu pot să vă ajut, că mă duc la Covalac, am cunoștințe, vorbesc și ne ia laptele de aici. Deci aici, mai mult eu nu pot. Aici s-a discutat să că nu sunt fermier. La punct, să se pună la punct să se înființeze cooperativa. Pe urmă, noi putem veni cu sprijin. Noi am aprobat spațiul. Am aprobat spațiul. Dar... Era vorba de înțelege. Deci atâta s-a solicitat. Deci înseamnă că e înființată cooperativa. Nu, s-a dat spațiu pentru că era dur pentru înființare. Pentru înființare. Ei puteau face, dar ca să putem noi contribui, era o chestie de...
Dacă sfințește să ai spațiu. Da, sigur. Dacă spațiu public. Aici e spațiu, da. Aici la diverse, dacă tot avem, aș vrea să ridic iarăși o problemă, am mai ridicat de multe ori și îmi vine acum să plângă, mă scuzați de expresie, dar cu pompieri, cu stație de pompieri, cu mașina de pompieri, cu oamenii care ar trebui să chemăm. Ce facem? Iar vine iarna, iar, Doamne ferește, iar vine focul. Vine sezonul de ăsta când e posibil să fie un foc sau să ardă o casă sau o șură. Iar n-avem niciun om, iar n-avem nici oameni care... Atât ar trebui să dăm la preot să zică, haideți, domnule, cine a terminat armata la pompieri, să vină să scrie pe o listă. Și 100% că aș strânge 20 de oameni, sigur. Sigur. Sunt oameni, dar nu vin degeaba. Păi nu, fiți atent aici, peste tot, bine pe degeaba, domnule, fiți atent aici. Voluntariat. Nu, am exemple N, multe. Și vă garantez dacă un viceprimar sau un primar ar pune piciorul pe treaba asta, vă garantez că ar veni voluntar 30 de inci, numai din comună. 30 de inci. Și cu privința asta aș vrea să ridic încă o problemă. Eu am discutat cu cineva și am primit în cadou, nu eu, am primăria, acum trebuie să vă predau, am 10 geci și 10 costumații. La mâna a doua din Germania mi-a dat în cadou să vă dau pentru primărie și 9 bucăți de furtun de ăla gros, de 11, ceul de ăla mai gros. 9 bucăți. O am la mine, ar trebui să vă aduc, să vă predau, să facem un hârtie pentru predare. Și chiar vă rog frumos să facem ceva în privința asta. Că, de exemplu, și la Lunca, tot voluntariat funcționează. Și la Lunca de sus, tot voluntariat. Și la Frumoasa, și peste tot. Bine, au câte un om angajat cu ISU, adică care e șoferul sau care e... Cine e responsabil? Cine e responsabil acolo? Dar restul e voluntariat. Că, de exemplu, luăm o listă de 30 de oameni care au terminat și care au great treaba asta. Avem 30 de numere de telefon. Nu există că într-o noapte sau la orice oră din 30 de oameni să nu găsim acasă 4-5 oameni trebuie la mașina asta. 4-5 oameni. Și să fie mașina capabilă. Să nu căutăm acumulator pe el când trebuie să pornim. Să nu căutăm că a înghețat ceva ieri, că nu avem unde să băgăm. Și despre treaba asta ar trebui să vorbim foarte serios. Mulțumesc frumos. Sau înainte cu o ședință, nu mai bine, adică sigur, au fost pentru achiziționarea spațiilor de acolo, de la... Da, știu. În urma lucrurilor care nu s-au întâmplat și nu au fost, acum așteptăm un document pentru să ne dea spațiul ăla în chirie. Deci spațiul care e făcut tot de către primărie. Garajul. Vreau să vă spun că deja am achiziționat 2 radiatoare, ca să le putem pune acolo și aștept săptămâna asta, sper să-mi dea răspunsul. Da. Pozitiv pentru ca să luăm închirie spațiu. Antoar Daniela, dacă ai ceva de adăugat. În legătură cu postul de secretar, în ce stadiu suntem? Astăzi am primis anunțul pentru următorul concurs. Și când va fi? Nu știu. În decurs de 2 luni de zile maxim. Când o să primim un răspuns, vă comunicăm. Și examenul pe de ianuarie, nu e programat încă. Nu se știe. ANCP-ul stabilește anunțul. Și am mai stat de vorbă așa cu oameni din sat. Nu s-ar putea să interveniți pe undeva puțin, să fie o persoană care să cunoască și limba maghiară? Nu. Nu contează dacă e persoană. Doamna, este o lege care permite. Este, dar noi nu putem interveni. Deci concursul se dă la pompieri. Stai așa un pic. Bine, da, am înțeles, dar da, este lege care permite, măcar să știe din respect față de oamenii din comună. Nu contează. Nici cu proiect de hotărâre, Consiliul Local. Nu. ANFP-ul, deci ei consideră că secretarii sunt mâna urmă. Sunt funcționari publici. Deci la nivel de alte primării din Ardeal, din câte am mai stat de vorbă cu anumite persoane, există prin hotărârea Consiliului Local persoană desemnată sau persoane, de 2 persoane desemnate,
ca în momentul când vine cineva și nu este cunoscător de limbă română, să fie translator. Deci asta este procedura la alte primării. Eu mă cred și vă dau foarte mare dreptate. Nici da. Eu, care stau trebuie să ajungem aici să... Deodată avem o problemă. Deci eu, pentru deci că stau din mine și de o grămadă de ani, nu sunt cunoscătoare de limba maghiară. Am zis că nici eu, cu toate că stau în Ghimeș de, de ani de zile, nu sunt cunoscătoare de limba maghiară decât în procent de 50%. Dar noi nu sunteți obligați să cunoașteți. Deci mi se întâmplă să uit un cuvânt să nu vină la momentul când trebuie să le explic. Da. Și o folosesc pe colega mea pe post de translator. Bine, dar totuși aici vorbim despre un funcționar public care are contact zilnic cu oamenii. Zilnic. Și da. În momentul de față avem 58% minoritate. Adică... Și eu am contact zilnic cu oamenii. Mai ales că vin să mă înjură. Și mai ales că avem și o lege, 215/2001, articolul 19, și hotărârea numărul 102, 1206 din 27 noiembrie. Adică deci este o bază legală pe care... Deci noi problema e alta la noi. Problema e că s-a scos deja postul de două ori și nu s-a luat concursul, indiferent că a fost că și... Au înțeles sau nu cunoaște. Deci indiferent că o cunoscut sau că nu o cunoscut. Păi da, ăsta zic că acum dacă tot am discutat, am ridicat problema, că de fapt deci, nu că sunt împotriva românilor sau să nu mă înțeleagă cineva greșit, că s-a mai înțeles că eu sunt, nu știu cum sunt și poate să vreau să fac nu știu ce hotar înapoi și s-a discutat multe în comună asta. Dar fiți atenți, eu respect pe toată lumea și aștept să-mi respecte și mie părerea de fiecare. Că eu, ați văzut, pot să vorbesc liniștit românește. Bine, nu așa concret și clar cum este cine e român, dar eu pot să vorbesc fără nicio problemă și nu mi-e rușine să vorbesc. Înțelegeți? Dar dacă ne permite legea și mai ales avem legea lângă noi și este o comună cu nu minim 20%, cu 57%, atunci cât? 51. Nu știu, 57. La lege în Simon, la nu contează, 51 să fie. Nu, 20% să fie. Nu contează. Eu zic că trebuie să înțelegeți? Atunci a trebuit să ajungem la o înțelegere concretă și corectă. Față de unii cu altul, știți? Părerea mea personală. Înțelegerea este că eu acum am ridicat problema că ne vom mâine o să fie circa bună că uite mă că Brazilu sau Ortean ce șovin e. Că au mai fost discuții de genul ăsta. Nu sunt. Și nici nu vreau să fiu. Eu aici vreau să trăiesc unii cu alții că aici trăim. Dar să respectăm unul. E bine că măcar dumneavoastră cunoașteți că mai sunt și rău. Înțelegeți? Atâta cere. Unul pe altul, așa, să ne respectăm și atunci nu avem probleme. S-ați întors înapoi. Înțelegeți? Dacă le cunoaște, atunci e bine, pentru că aici până că sunt persoane că nu le cunosc. Dar până la organizarea concursului, cum stă situația? Eu, încă o avem pe doamna. Nu avem picioare. Nu avem momentan. Și domnul, stăm pixul domnului primar. Desemnarea următoare. Ca să nu paralizăm. Ca să dureze ani de zile. Păi v-a spus că nu se paralizează doar. Că se dă o tărâre de prima, o delegație de prima, din păi, dar asta se înțeleg, ei, între ei, că ei, e aparatul de conducere, nu, dispoziție și gata. Dar ce vreau să vă spun, e gata și nu-i gata, nu știți cum e, să știți că e destul de greu. Pentru că... Deci la nivel de primărie s-au mai discutat o problema asta. Nu este nimeni dispus să accepte. Problema e că eu am acceptat. Foarte bine, ați făcut și ați terminat treaba foarte bine. Părerea mea personală. Cineva, dacă are ceva de adăugat sau zis lui doamna Gabi, să zică în față. Da, de la început v-am spus că am nevoie de ajutorul vostru. Dar nu v-am ajutat? Ba da, deci am spus că nu. Și atunci de ce nu? Atunci rămâneți în continuare. Permite legea, asta e problema. Problema e că noi am dorit ca doamna să rămână, nu ar fi o problemă. Păi nu ar fi o problemă, din, nici din partea mea. Dar din partea mea este problema. Domnul Ieșan. Doamna Contabilă, cu proiectul cu drumul de pe Tărăuș. Ce da, fac? La primăvară să ne apucăm de lucrări. Deci avem, nu s-au trecut peste...
Păi, de ce a contestat? Au fost la vremea respectivă, dar s-au terminat. Deci s-au terminat licitația, s-au terminat... Și avem și firma care a câștigat. Da, bineînțeles că avem. Putem să știm și noi. Da, se încerc să fac. Mulțumesc. Acum avem licitații, deci terminăm la poduri. Licitația de la cămin. Sper că până în primăvară, la sfârșitul februarie, ianuarie, să termină școala, ca să ne putem semna contractul. Am semnat contractul cu Buldo în ianuarie, februarie, ne vine. Foarte bine, doamne. Mulțumim. Domnul Geru. Da. Domnul Vice, tot în presă am văzut cu amenajamentele pastorale. Noi suntem ca și Consiliul, ca primărie, obligat să le facem sau stupri. Pentru că am înțeles că vin niște legi care, dacă nu e făcut, să nu fie vreo problemă pentru fermieri. S-a discutat pentru anul 2019 să facem măsurători și să le facem și poate. Deci amenajamentul pastoral. Da. La un moment dat de asta am și zis că vor intra, vor face, adică dacă am zis că mergem cu intabularea pentru persoane fizice, de asta sunt contracte separat pentru domeniul public. Chiar și cu amenajamentul pastoral. Doamne, de contul la profesori, tot sunt fel și fel de domn profesori care spun că nu li s-a decontat. Da, cum nu s-a decontat? Nu s-a stabilit în ședința Consiliului Local cu suma care le-am dat-o? Deci chiar săptămâna păi de da. M-a contactat un domn profesor că nu i-a ajuns. Care? Domnul Oraș? Și dumneavoastră. Da. Nu. Nu, deci nu s-a dat bani, nu s-a dat, ca să se știe. S-a stabilit în ședința de Consiliu, doamna Dana vrea să spună că e la comisia de așa, suma care s-a stabilit, aceea am dat-o la școală. De acolo mai departe, nu mă interesează. Am înțeles, deci s-a plătit, ca să nu... Deci, și eu banii... Sunt profesori, acum să nu-l dau nume, sunt profesori care să știți că contestă la fel și activitatea școlii și partea asta. Deci acum, de când au început să se dea, toți sunt probleme. Nu. Și eu banii nu pot să-i dau fără să am solicitarea de la școală. Ei știu de mesurile care trebuie să și le facă și le, să le facă. Domnule, ce, nu știu cât de valabile, am văzut niște anunțuri cu, în legătură cu apa curentă. Da. Deci nu-i potabilă apa sau... Apa, da. Din punct de vedere de la Direcția de Sănătate Publică ne-a spus că e bine de pus niște afișe. Ca apa e nepotabilă, ca să știu oamenii din punct de vedere al... Pentru că a fost o perioadă în care nu am clorinat-o suficient, deci nu am pus hidroclorid pentru suficient, și ei din cauza asta ne-au forțat să punem afișele. Acum am restabilit, am reașezat pompele de clorinare, aducem clor periodic lunar, oricum apa se va, pe apă se va vedea diferența, pentru că apa va fi potabilă. Dar din punct de vedere, când îl vei pune în pahar, la miros va fi... Mă gândeam când s-au făcut afișele respective, n-ar fi trebuit să fie și semnate, ștampilate, adică mă gândeam eu așa. Afișe și restul de semnate către... Poate oricine pune și să nu fie ceva falsuri, dacă nu ștampilate. Nu sunt falsuri, pentru că... Și cine a recontat probleme? De la ei. Ei au recontat. Acum... O să le punem, dar ideea e că întotdeauna aveam chestia că apa e prea cu clor. Deci nu o să avem ce face, va trebui să fie cu clor. Ca să putem... Și deci la Bolovan, deci și la Tarușul. Nu acceptă, nu contează. Deci e vorba de rețea unită și nu acceptă. Ei vor să vadă ambele bazine cu apa, cu parametri normal de clorinare. Dar ambele sunt probleme. Păi ambele bazine sunt conectate și... Nu că ambele sunt probleme. Deci problema asta e la ambele. Deci clorinarea apei. Să sperăm că nu vin și niște înghețuri ca să înghețe, să avem și probleme. Momentan, să sperăm că nu știu. Am avut o săpătură acum zilele trecute, să știți că undeva la 50-60 cm din țară. Domnul Vice, în ședința trecută a fost pe ordinea de zi un punct în ceea ce privește amplasarea limitatoarelor de tonaj pe drumurile din comună. Că am crezut că în ședința următoare de astăzi o să fie, încă n-a ajuns. N-am apucat să lucrez suficient la proiectul ăla, pentru că am mai avut și niște discuții care mi s-au, în urma ședinței, au venit unele societăți care unii nu vreau taxă, unii nu vreau ca unele lucruri.
Deci era vorba de discuția aia. Și n-am apucat, n-am avut timp să lucrez cu subiectul ăsta. Dar promit că la începutul anului care vine... Cere ajutorul consilierului. Pentru că... Chiar tot așa, în urma ședințelor, chiar astăzi vreau să vină chiar mulți cetățeni din comuna, m-au chemat acasă la ei, efectiv, și mi-au arătat, m-au chemat în casă, li se crapă pereți din cauza traficului și din cauza mașinilor de mare tonaj. Vreau niște bunicuțe, niște femei să vină astăzi și am văzut că nu-i pe ordinea de zi, am zis să nu mai vină, că n-avea rost ca să... Ne purtăm degeaba. Să țineți cont, vă rog, Să vă solicit, numai pentru dumneavoastră, toți consilierii, ca să discutăm subiectul ăsta la începutul anului, pentru că e un subiect care trebuie să vedem cum și ce face cu problemele astea. Probabil chiar și drumul Bolovăniști. Sunt și niște poduri. Mă gândesc că la un moment dat au fost niște proiecte. Chiar dacă sunt la arhivă, chiar unde sunt, ele există, au niște condiții. Imposibil să nu fie și limitarea de tonaj printre ele. Printre condițiile respective, care trebuiau să se respecte. Mai mult, asfaltul de la Bolovăniști și Rachitiș, cum am spus și în ședința trecută, n-a fost niciodată amplasate plăcuțele respective, indicatoarele respective, de limitare a tonajului. Și, nu știu, proiectul ăla a fost din banii europeni, că eu nu eram pe timpul ăla, banii europeni sau... Dar n-ați văzut că există și acum există... Așa. Să nu ne trezim, Doamne ferește, că cineva a dat niște bani pentru ca să se facă drumul respectiv. Exact, vedeți, miliardul ăsta sunt niște amenzi vechi care se majorează. Cineva să constate că s-a deteriorat drumul pentru că noi n-am amplasat indicatoarele respective. Indicatoarele care au fost prinse în proiect, pentru că a mai fost o discuție pe tema, indicatoarele care au fost prinse în proiect, toate au fost montate. Deci care au fost prinse în proiect. E un proiect care... Așa o binevoită când s-a făcut studiul constructorul. Din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui proiect pentru... Ar trebui respecta legea. Să se ducă și să se instaleze indicatoarele respective și atât. Dacă era prins în proiect, drumul ăsta din Rechitiș e în garanție, încă sau nu mai e în garanție? Deci, încă e în garanție. Și atunci, dacă constructorul nu a pus nicio limită, atunci pe noi ce ne interesează? Deci, momentan... Deocamdată e a lui. El răspunde deocamdată. Momentan când va veni... Recepția lucrării cineva a semnat-o. Încă nu s-a semnat recepția de 5 ani, nu. Păi... S-a semnat la seminarea... Ai o semnez sau nu semnezi atunci? Dar nu, că nu s-a semnat, n-a venit încă. Am făcut solicitare, i-am trimis... Recepția finală. La terminarea lucrării s-a semnat. S-a semnat, la terminarea lucrării, da. Și urmează pe urmă după ce... Recepția finală. Domnul Petric, mai ai ceva genul? Ar mai fi multe, dar vreau să țineți cu acolo ca să se rezolve. Și când de pentru preluare. Da, dar oricum, că a fost odată, a fost pe teren, a fost cu dânsii, s-au constatat, în urma solicitării care le-a făcut o, două, trei adrese, le-a trimis, s-au constatat problemele care sunt. Bineînțeles, o parte și le asum, o parte zic, știți cum vezi constructiv, o parte asta e din vina mea, asta n-am știut-o, asta e prins în proiect. Asta m-a discutat toate astea. Suntem de acord cu agenții economici, suntem de acord, dar suntem, vedeți că sunt în comuna noastră și asta 10 mașini mari sau până în 20, dar noi suntem atâtea sute de cetățeni care locuiesc acolo. Vin din județele altele care strică drumul mai tare. Dacă noi, legea nu se permită să faci diferențiere. Dacă ai băgat un taxi, ai pus o chestie, va fi la fel de valabil și pentru cel de aici, ca și pentru cel de acolo. Să se respecte legea. Am discutat despre tema asta. Din cauza asta, vă rog să lăsăm un pic pentru anul viitor. Că, v-am spus, e o idee, e o chestie de... Dar vedeți taxa de piaj, la un moment dat, dacă ar fi normal să se aprobe și să se și aplice, asta înseamnă ar trebui... Când se face bugetul, n-ar trebui... Nu depinde numai de unul singur, depinde de hotărârea Consiliului Local. Domnul vice, așteptăm ca să... Domnul Petric. În urma precipitațiilor și a zăpezii, apoi s-au deteriorat un pic drumurile, ar trebui un pic plombate, planirea de Bolovăniști, știu că e înghețat, e greu, dar un pic... Că s-a făcut destul de... Nu fie o oră mai mare, sau... Da, cumva, dacă se poate, ceva intervenit. Imediat cum au apărut
nu a fost bun. Da, acum iarăși s-au făcut și pe tăhău și am văzut și la mine după românii și un pic plombat, un pic reparate, că... Încercăm să vedem dacă... Toate mașinile, tot. Să-i punizați scumpurile la barieră. Da? S-a punizat. Dar mai are racul și jos. Trebuie să fie ceva. Dacă ați fost contactat, ziceați, diferite persoane. Respectiv la proiectul respectiv. Vedeți că... Oricine are dreptul să facă proiect. Dacă cineva vrea să circule cu mașini de mare tonaj, chiar și ca persoană fizică, are dreptul să facă proiect. Să asfalteze și să bage, să poată circula și cu tancul. Nu, n-am înțeles. Dumneavoastră vorbiți greșit aici, nu v-am înțeles deloc. Dacă credeți că oricine poate să facă proiect pe domeniul public... Nu poți să faci proiect de... Cred că greșit. A fost... a trecut și de mine, a fost așa ca un spirit de... Aici. Aici a fost un spirit de glumă. Așa, mai sunt... Mai suntem în ultima lună din an, mai glumim. Mai sunt depozitate pudele, deșeuri, nu știu ce, pe margele, la drumurile de diferite persoane. Ar fi bine să se curețe alea de acolo. Bă, sunt și mărgi, lețuri, nu știu ce de ani de zile. Ar fi bine un pic interveni și... Nu știam acum despre cine. Nu. Gândeam unde s-a mai făcut o groapă. Nu, nu s-a făcut groapă, dar ar trebui un pic să nu se mai depozitezi, să fie atenționat, să curățați un pic drumul. Dacă e drum, să fie drum, temporar, hai că pune cineva, nu știu ce. Dar sunt ani de zile să țin pe lângă drum. Asta nu-i bine. Ar trebui curățat. Drumul e drum. Să nu se mai depoziteze, am de zile tot felul. Deci, am asta, mai am o întrebare. Dacă permiteți, rog, spuneți după, dacă aveți pentru mine. Cum aveți pentru mine, vorbesc, spuneți-o. A depus Parohia Romană Catolică Cerere, știe și Gabi, în legătură cu Biserica de la Pont Tomas, care a intrat, nu știm prin ce mijloace, prin ce împrejurări, a intrat în domeniul public. Și el are o problemă în privința asta. Noi ar trebui să aducem acum o hotărâre a Consiliului Local ca să o scoatem. Cererea s-a depus, dar nu știu, trebuie să ajungă în ședință aici. Eu m-am uitat un pic referitor la treaba asta, să știți că aia nu-i trecută, nici actual, nici, deci e veche în domeniul public. E de mult. Nu cred de mult, e de când s-o... Deci e toată zona aia, cetatea Racoții. Deci toată zona aia, unde e cetatea Racoții, unde se face proiectul, de exemplu, e tot. Dar e tot domeniul public și trecut al monumentului. Asta nu se vă spune. Monument public nu e biserica, numai cetatea Racoții. E trecută în cetatea Racoții. A fost de aceea viceprimar și știu că eu am obținut. La cetate eu am rezolvat. Deci e trecută cetatea Racoții ca și monument istoric. Dar vreau să zic că în teren, ca și teren public este trecut totul. Acum, nu știu, putem să vedem, să ne uităm un pic. Nu știu, bine, la ședința următoare. Domnul Oțidat, vreau să vă spun un singur lucru. Este prins în domeniul? Și biserica e prinsă. Și biserica e prinsă, da. Și biserica, și ruinele. E domeniul public, privat. Și el are o problemă acum, da, că trebuie să îi tabuleze. Da, vreau să vă spun, vreau să vă spun. Dar dacă nu m-aș fi dus la părinte acasă, la acasă, la părinte, la parohie, să încercăm să punem la punct declarații de impozite. Sunt scutiți de impozite parohiile, dar îmi trebuia o evidență toate parohiile, toate terenurile. Și așa, atunci am constatat că figurează în domeniul, în domeniul public. Până anul trecut n-am știut. Adică era trecut, numai că nu știa nimeni atunci. Dar de când e trecut? Adică eu vis-a-vis de și părintele. Păi dar nu știa absolut nimeni atunci până acum, până în anul trecut că e în domeniul public. Așa să înțeleg. El are măsurat cadastral, absolut tot în regulă. Acum trebuie să-i intabuleze și s-a trezit cu treaba asta acum la intabulare. Păi aici trebuie o hotărâre de consiliu. Hotărâre de consiliu trebuie, sigur. Da, trebuie a fost dat și monitorul oficial. Consiliul județean o duci la monitor oficial. Și de când avem și noi cu corecția torenților, adică să modifică foarte greu. Ca să intri în domeniul public. De când? E dusă la Consiliul Județean, de câte ori ne ducem tot că să se mai adune una, două, că nu poate să o trimite numai pe a noastră și tot așa. Se poate rezolva. Fără modificare. Deci trebuie să plecăm atât. În rest, nu se rezolvă cu încetul, că nu se poate intabula din cauza asta. Da. Și e o problemă. Da. Eu zic că nu.
La ședința următoare noi să ne facem treaba. Pe urmă restul o să angajez un avocat probabil și o să rezolvă. Da. Nu e altă soluție, eu nu văd altă soluție, pentru că este dat un monitor oficial. Da, când s-a dat un monitor oficial? Păi nu știu că eu, de exemplu, când, s-a dat. Când am venit, deja era. Deja era. Deci eu am venit în 2003. Da. Domnul Vicel, dacă aveți ceva de spus. Da, vreau să vă spun că avem pe 22-23, avem târgul de Crăciun, care vom organiza aici la Bună Bolovărișului, la piață. Vă așteptăm să veniți la târg. Suntem, să votați bradul primăriei. Suntem, poate și primărie, suntem organizatori, știm bine că suntem Consiliul Local, susținem și Consiliul Local. Eu zic că ar fi frumos să fim toți consilierii, să fim prezenți la târg. Dacă vom aduce la cunoștință și un program sau oricum e afișat acum și public să face tot programul care este al târgului. Altceva ce să vă spun, sărbători fericite, un Crăciun aici, fericit. Stați o clipă aici dacă ați revenit cu târgul de Crăciun. Aș avea o întrebare directă la domnul viceprimar. Spuneți-o. După ce concluzie ați ajuns că trebuia să mutați de la Ghimeș târgul de Crăciun la Făget? Păi în urma discuțiilor, că am zis, era vorba că toată lumea insista, cei care organizatorii atunci când se pagă pe partea de teren, pe fotbal. În urma discuțiilor, am zis că să schimbăm destinația, să-l punem mai în spate, să-l punem mai lateral și a rămas pe urmă ca să se ducă la aici, la Făget. Deci, dar de aia, decizie... cred că a intrat niște zvonuri așa prin comună, că din cauza mea s-a mutat târgul de Crăciun, că nu am dat voie pe terenul de fotbal. Bineînțeles, am ridicat problema și am zis în ședința, deci, careva ședință, că ăsta mi-e părerea și am și zis că lângă teren mai există aproape două terenuri de fotbal unde se poate organiza. Ca să nu stricăm terenul. De aia întreb așa public, că ideea... avem ocazia că și data trecută ședința respectivă a fost vizualizat, cred că de vreo 1000 de persoane. Da. Și acum beneficiez de treaba asta să primesc un răspuns concret și clar. Deci vreau să vă spun, era terenul ăla care de jos, da? Care îi pajiște. Da? Și am zis, domnule, uite, vremea fiind fructoasă, este căldură, nu poți să știi îngheață, nu îngheață, ajungeam tot la ideea de noroi, pentru că se întâmpla același lucru. Păi dar de-aia am ridicat problema să nu mergem pe teren. Da, și dacă coboram jos, tot pajiște e acolo. Da. Și am zis, domnule, să evităm, aici în zona asta e pus, deci e umplutură, pus petriș, chiar dacă o să fie, să zicem că în timpul ăla o să fie temperaturile mai ridicate, da. Nu va fi problema asta din noroi. Dar atunci să înțeleg și un răspuns clar, nu aveți... eu sunt de vină sau nu sunt de vină? Deci nu sunteți de vină, ați avut un cuvânt de spus și l-ați avut bine spus, pentru că terenul de fotbal necesită așa niște investiții la întreținere. Și e foarte greu de readus înapoi în stadiul care este. Și l-am susținut, știți foarte bine. Și atunci am zis că găsesc o soluție. Mulțumesc frumos de răspuns. N-aveți pentru ce. Cineva vrea să mai comenteze ceva? Nu. Nu, atâta vreau să răspund. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Declar ședința închisă și vă doresc un an nou fericit. Mulțumim frumos, vă dorim la fel.